voce frumoasă, Doamne, Doamne. Dacă mai cânt o dată, cred că mi se sparge calculatorul ăsta, nu mai rămâne nimic din el, ești nebun, că și așa era el pe duc așa un pic. Bine, ăsta al meu n-are nimic, ăsta de streaming mai e cum mai e, dar na. Hai să nu intrăm în subiectul ăsta, vă pup pe toți frate, vă pup la mulți ani, la mulți ani și vouă de Valentine's Day. Chiar dacă aveți sau nu aveți, mă rog, vorbim imediat de lucrul ăsta, mă bucur mult că sunteți aici. Hei, ia uite și pe Hyman acolo, eram sigur că intră Hyman, că a nebunit viața mea cu lor, nu e ca mine, e nebună că suntem disperați amândoi de jocul ăsta. Bă, și am tot evitat să-l joc și azi e primul stream în care ne jucăm lol și abia aștept, ești nebun la cap. Trebuie să vă zic că n-am mai jucat de ceva timp, adică cred că a trecut o săptămână, poate chiar două de când n-am mai jucat lol. Că am fost cu treaba, ați văzut că am postat cam mult, frate. Am făcut live-uri, mă simt, bă frate, chiar mă simt mândru de mine că n-am mai lenevit-o, n-am mai pierdut timpul și chiar am muncit, frate, și da, după muncă și răsplată, știți cum e. Viețile mele, mă bucur mult de tot că, bă frate, deci ieri când am fost la Neața, pe, nu știu dacă v-ați uitat, nu știu dacă v-ați uitat toți, bă mânca vașcura voastră. Eram acolo și bă, mi-era dor să fiu la mine aici, pe scaunul meu mâncați și în fața calculatorul meu, să fac stream-ul meu, să fiu cu ăștia ai mei. Bă, avea niște emoții ieri, mâncava și cura. V-ați uitat? V-ați uitat? Ați văzut? Ați văzut? Fără mișto. Pregătești clip? Viața aia, normal că pregătesc clip. Nu mai vreau să treacă timp, mult timp până să postez clipuri, știi ce zic? Adică încerc să fac cât mai multe. Atâta timp cât am idei, că îți dai seama că sunt perioade în care nu vine nicio idee și atunci e normal să mai stagnăm un pic, să mai alea, știi ce zic? Război 48 de ore, da mă, de-aia facem, am filmat războiul, doar că, nu știu, o, faraonul mari, te pup, bro, de că nu te-am mai văzut pe aici, frate, te pup. A fost super, n-am văzut. Viețile mele, faza e că am făcut rost de filmare, dar nu știu sigur dacă pot să vă arăt. Pentru că ultima dată când am reacționat la ceva de la TV, am reacționat la iUmor și mi-am luat gen, nu mi-am luat strike, dar mi-am luat copyright din ăla cu videoclip blocat, adică la modul se închide live-ul instant, știi ce zic? Mamă, Livache, ce faci în viața? Mi-ai scris atineori și n-am văzut, mă, ai scris asta sau anticipai, gen, te pup, băi, Livule. Te-am văzut, n-ai avut emoții, ai fost super la Neața, bă, frate, am avut emoții, i-am zis și lui Adi, Cuza, adică, gen, i-am zis că, bă, frate, hai să vorbim un pic, că eu am emoții, ești nebun când sunt la televizor, mi se usucă gura, l-am rugat, ce credeți, mâncava și gura voastră, l-am rugat să-mi aducă un pahar de apă, atunci când am ajuns pe platou, i-am zis, bă, mi se usucă gura, rău de tot. Și am zis, du-te, te rog frumos și adu-mi un pahar cu apă. Și s-a dus. Anticipam ce urmează să spui tu, viața mea. Stai, că am pierdut. Ca să nu te mai obosești să răspunzi. Da, mă, asta zic. Ce crezi, mă, s-a dus Cuza să caute, să-mi pună și mie un pahar de apă. Și n-a găsit mâncațe și curata pahara. Am zis că gata, leșin acolo. Deja începeam mâncațe și așa eram. Auzeam și de acolo, ai, intrăm în 10, 9. Eu eram așa, mamă, n-am apă, mâncațe. Și am emoția în buzele așa, așa, așa. Eram așa. Și asta e. După aia, gen, după ce am scos 2-3 vorbe, am mai, făceam mai așa, că efectiv mi se uscase gura rău de tot, dar a fost ok. Bă, la un moment dat chiar era ok în timpul interviului, deci chiar eram ok, dar bă, aveam gura uscată și nu-și mai reveneam în cazie și trebuia să-i dau, nu știu, un restart la gură, nu știu ce de. Spune, a devenit membru, te pup, bro, bine ai venit la noi aici, sper că n-ai venit cu Dalea ca în Harap Alb. Să ne pui bețe în roate să alea, știi ce zic? Te pup, bine ai venit la noi, familie. Ai fost omul la Neața, m-am uitat și eu și mama. Și mama aia a zis că e top. Bă, ești nebun la cap, nu cred, mă. Nu cred pe asta, nu cred. Te pup, Olivile, mă bucur mult de tot, frate. Bă, chiar m-am simțit bine acolo, frate. Adică sunt emoții, e normal, dar lumea primitoare, lumea ok, lumea prietenoasă. Adică nu avea de ce să-mi fie frică. Dar știți cum e mintea, de spune rău în față prima dată și automat de acolo pornesc emoțiile și așa mai departe. Te pup, gură de merge, eu și ceva horror după LOL. Bro, nu știu dacă, nu știu dacă mai pot după ce jucăm LOL. Deci, viți, de ce o să ne jucăm LOL azi? Deci,
Cei de la Riot își doresc să facă această campanie. Imediat vă răspund, stați așa un pic să vă explic ce facem astăzi. Deci astăzi avem o campanie minunată alături de cei de la Riot Games, care vor gen să numească practic azi Valentine's Day, să-l numească Lolentine. Știi ce zic? Adică pentru lumea care nu are efectiv o pereche să sărbătorească Valentine's, eu sunt aici, ei sunt aici, să-l sărbătorim împreună jucând LOL și distrându-ne. Să have fun with friends, ca să o zic și pe engleză. Poate e pe aici cineva ablas inglese, nu ablas romanian, înțelegeți? Și sunt aici, frate. LOL-ul nu o să-l joc singur, o să mă joc cu voi. O să încerc să joc cu cât mai mulți, o să jucăm, o să începem cu normale. Nu știu dacă să ne jucăm ranked games, pentru că eu mă enervez rău de tot și nu vreau să mă enervez pe live. Dar cred că o să ne jucăm normal games și după aia, eventual, ca să mă joc cu cât mai mulți dintre voi, o să ne jucăm și custom-uri. Știi ce zic? Acolo merge să intrăm 10, așa în normal-uri trebuie să facem echipe de 5, știi ce zic? Și asta o să facem noi azi. Ia, deci îl avem pe Spân, un membru, te pup, bro, mulțumesc din suflet. Îl avem pe Visa Dănuț, mamă, viața mea, Dănuț e cu Visa la început, ești nebun. Așa e la Dănuț acolo, în cava și cura voastră, curge. Te pup, Dănuț, te pup și eu, bro, mersi mult de tot. Ionuț Andrei a devenit membru, mulțumesc din suflet, bro, bine ai venit la noi în familie aici, sper să te simți bine. Și Antonio cu un euro la mulți ani, Cesimei, băi, vă mulțumește Cesima mult. Arurf Better. Liviu și ăla mă enervează, mâncați. Și deci aș evita Aram. Aș evita, sau poate jucăm și un Aram, dar mai spre final așa. Aș evita Arurf, că la Arurf, nu știu, mi se aprind ceva pe aici. Și aș evita Teamfight Tactics. Andreea Cicea cu un euro, mulțumesc din suflet, Andreea, te pup. Deci asta o să facem astăzi. Bine, noi vorbim aici, v-am explicat campania. Noi până să ne jucăm, atenție, cred că n-am salvat-o, stai așa, stați că rezolvăm imediat. Deci am o poezie pentru voi și puteți câștiga premii in-game. Stați așa un pic, să o iau repede, letter ro, așa. E aia incompletă, da? Deci fiți atenți. Avem așa. Avem o poezie pe care trebuie să o completăm. Eu, de fapt, nu știu. Bă, stați că nu știu nici eu cu ce să completăm. Stați că-s prost rău eu. Stați așa un pic să văd răspunsurile și să văd dacă îmi ziceți bine. Deci fiți atenți. Unul dintre voi o să zică, deci avem de... Câte cuvinte avem, mă? Stați așa. Puteți oferi așa. Deci avem așa, 10 chesturi masterwork pentru fiecare om care ghicește aici câte un cuvânt. Fiți atenți. Stai să văd unde am eu ăsta pus. Așa. Lolentina azi a sosit. Bă, mâncava și eu n-am răspunsurile. Viețile mele, nu știu, trebuie să-l descoperim împreună pe bune, gen. Eu n-am răspunsuri, n-am nimic. Deci viețile, fiți atenți. Începem cu prima. Lolentina azi a sosit. Echipa noastră. Andreea, mulțumesc din suflet. Apreciez maxim. Echipa noastră a sosit. Păi e deja a sosit aici. Lolentina azi a sosit, echipa noastră a sosit și ea, Nexus-ul l-am sosit și pe ăsta și am sosit și noi și mulțumesc pentru că a sosit. Și data viitoare o să sosim iar, că dacă sosești, știi ce zic? Hai că forță. Deci punem, zice, voi ziceți a venit. Ia cum fac, mă, să bag în paint? Ia stai așa ca să completăm și noi ca profesioniști, știți ce zic? Nu, mă, e sosit peste tot. E Lolentina azi a sosit, echipa noastră a sosit. Nexus-ul l-am sosit și sosim și noi imediat, stați așa un pic. Cum fac, mă, mâncați aici curata? Stai așa, stai că îi dau cu open. Îi dau cu open aici. Unde e? Uite, letter row. Do you want, don't save, așa, mă, perfect. Și acum fiți, o să-mi vedeți și scrisul, mâncava și cura voastră, cum scriam eu la școală, știți ce zic? Acum, stai așa un pic. Cine a zis prima dată a venit? Că acum e acum. Uite. Se vede blurat, e primul, a vorbit Sebastian Rusu, a venit. Fiți atenți, facem altcumva. Cristi, mersi mult de tot, bro, pentru membru. Și îmi cer, Nexus-ul l-am distrus. Păi stați, mă, le luăm pe rând. Viețile mele, stați așa un pic. Deci stați așa un pic ca să, stai, opriți-vă un pic ca să, stai așa, să aibă o logică, să aibă un sens. Fiți atenți. Deci, în comentarii, fiți atenți, stați așa. Ascultați-mă că după aia nu câștigă nimeni nimic și
păstrez eu masterwork chesturile astea și le deschid și îmi dă numai skin-ul pe Soraka după aia. Înțelegeți? Deci eu vreau să vi le dau vouă, nu vreau să le păstrez eu, că și așa dacă le păstrez eu va însiege ale, îmi dă numai pe Nunu, pe aia. De fapt Nunu e campion bun și Soraka e campion bun, dar nu prea mă joc eu cu ea. Nu știu de ce fac mișto de campion, că nu e niciunul prost, dar mă rog, eu sunt eu prost. Eu sunt prost că nu știu să mă joc cu ei, nu știu de ce fac mișto de ei. Așa, veți fiți atenți. Deci, o să facem așa. Deci luăm acum stați așa că nu mai vedeți, sunt prost rău tot. Bravo, Teo, bună scenă, asta e perfect. Uite, vedeți pe scena asta că apare așa. Deci luăm primul cuvânt și vreau să-mi puneți așa. Deci vreau să-mi puneți completarea și summoner name-ul vostru. De fapt, Riot ID-ul, care Riot ID-ul este ăsta, deci fiți atenți. Summoner name-ul meu e Zeshu și dedesubt am Riot ID, adică Teo Zeshu și hashtag-ul ăla, VTM. Ăla trebuie să mi-l puneți în caz că nu știți unde să-l găsiți. Atenție, stați că n-am dat startul. N-am dat startul, nu scrieți nimica! Mamă, sunt prea... Stai așa un pic. Stai așa un pic. Bine că nu mi-a scris Sorin acolo. Mamă, bine că nu mi-a scris răspunsurile acolo, că am arătat mail-ul ca prost. Sunt prost rău, dar tot asta este. Stați așa un pic. Stați așa. Deci, ca să aflați, asta degeaba am dat cerere de prietenie, că o să iau random de pe ce vă zic de acum. Deci, ca să intrați, ca să aflați Riot ID-ul, stați să vă dau toate detaliile reacției, uite aici, trebuie să intrați pe leagueoflegends.com, vă logați și vă duceți la setări și l-aveți aici, uite, Riot ID și tag-ul pe care vi-l puneți voi cum vreți voi, știți ce zic, facem repede 5.000 de like-uri, viața aia nu știu. Nu am nicio pretenție că vreau doar să mă joc LOL live-ul ăsta aici nebula. Adică nu facem reacții, nu facem horror cu ce e lumea obișnuită. Eu vreau să mă joc LOL, vreau să mă simt bine alături de voi de Valentine's Day. După ce închid live-ul o scot pe Cesima la un escape room, o să ne jucăm o salea. Așa, deci am nevoie să... Prima mea donație merge către tine, te pup Haladin. Mamă, Haladin, e lampa lui Haladin, ești nebun la cam, nu ia lui Haladin. Deci Riot ID-ul găsiți aici și tag-ul tot aici și îmi puneți așa. Completarea, deci gata, se dă start. Echipa noastră, puncte, puncte. Ziceți completarea și Riot ID-ul. Și eu vi-l notez, uite unde îl notez. Îl notez aici, în notes pe telefon. Stai așa un pic. Notes, gata, 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 vă ascult. Deci uite-l pe Ștefan prima dată, gata. Nu fac video la escape room, că după aia nu mai merge nimeni, că vede indiciile, gen. Nu mi s-ar părea corect. Deci, îl avem pe Ștefan FD hashtag HLA. Așa, deci Ștefan a nimerit primul cuvânt care cred că e a venit, dar eu nu sunt sigur. Stai că nu se vede ce scriu. Stați așa un pic. Telol Zeshu, evadatorul din camera de nebun. De ce, mă, de ce? Liviule, n-ai fost destul de rapid, mă, viața mea, mă. Dar echipa noastră a... Bă, de ce nu merge? Ia stai, mă, așa. Deci stai așa să complet... Uite, mă, de aici. Așa. A venit. Așa scriam la școală, mâncava și cura voastră. Când scria profa de român, când zicea profa de română, scrie după dictare, așa era. Deci echipa noastră a venit, da? Restul maxim, Teo, chat, hai repede cu 5k likes. Auzi ce zice Antonio. Te pup, Antonio, mulțumesc din suflet. Uite-l pozul care mi-a făcut... Deci, Nexus-ul LAM... Și username-ul, fără username n-am cum să vă dau premiu. Îmi trebuie Riot tag și hashtag, neapărat. Deci cucerit, cred că e bine cucerit, dar viețile mele vă rog din suflet. Uite, Nexus-ul l-am păzit, nu păzit. Trebuie să-i dăm, știi ce zic? Hai că nu-ți dau mură în gură viața mea. Stai așa un pic. A pornit, n-a pornit Nexus-ul, că Nexus-ul stă pe loc. Echipa noastră a revenit. Nexus-ul l-am distrus. Păi nu e distrus. Nu e distrus. Stai așa un pic. L-am dovedit. Mamă, mâncați aici curată, e greu. Că stai așa. Echipa noastră a venit, Nexus-ul l-am obosit. Nu, băi, vițe, v-am zis doar al doilea cuvânt acum. Deci după Nexus-ul l-am nimicit. Nu e nimicit. Viața mea, eu ies de pe live dacă nu te joci horror. Puiule, nu te ține nimeni cu forța aici, gen. Dacă nu-ți place LOL-ul, dacă nu vrei să fii alături de mine de Valentine's Day, nu te țin cu forța aici. Doamne ferește, e ultimul lucru pe care aș vrea să-l fac, să țin pe cineva cu forța. Deci l-avem aici. A scris Liviu, mă, l-am cucerit. Dar stai așa să văd.
Băi, stai să intru și pe WhatsApp să văd dacă am răspunsurile acolo. A zice așa, așa. Așa, să verifici. Bă, da, știu că aveam ăsta în mail, mă. Puteți oferi așa? Pentru că, uitați, îți reamintesc că trebuie selectat un MVP? Așa. Dar de ce? Mă rog, bă, nu cred că e ceva corect aici, mă. Deci, hai să-l punem pe nimicit. Deci, a zis cineva nimicit și n-are cum să fie greșit, practic. Uite, Fabi, stai așa. Deci, al doilea, stați așa un pic. Mamă, greu mi-e mâncat vașcura voastră. Fabi cu hashtag 2915. Băi, sper că îmi dați astea bune, că după aia voi nu primiți astea. Deci l-am nimicit. Așa. Și acum. Steți atenți iar? Steți atenți iar? Al treilea. Și am puncte, puncte. Deci trebuie să completați la al treilea și să puneți Riot ID și cu tot cu hashtag. Ia. Câștigat. Păi nu cred că e tot cu it. Ai scris life, da mă, viața aia e duma mea, vezi doamne. Și am rupt copiii aia. Nu mă, nu. Și am... Stai așa să le citesc pe toate. Păi ce faci mă? Să aveți, sper să ai o seară minunată, la mulți ani ce stimați să crești frumos, înconjurată de oameni care te susțin și care te fac un om mai bun. Ce mesaj frumos, mulțumesc din suflet, Andreea. Ce faci, mă? Bine. Ce faci, mă, fiticoare, care... Bine. Dar voi ce faceți? Ți-a zis toată lumea la mulți ani până acum. Mulțumesc, Eu am mă urlat după pupicesc tine, pe nu mai toți. auzi, nu mai alea. Eram în baie. N-am zis nimic oricum, stai liniște, stai. Stai. Deci, Nexus-ul am... Nu, stai așa că eu m-am dus la Nexus. Și am bubuit, nu. Stai. Și am pornit, nu. Și am dovedit, nu. Câștigat, nu. Descoperit, nu. Și am rupt copiii, nu prea. Și am reușit. Merge ăsta a reușit, dar de ce nu-mi puneți... De ce nu-mi puneți Riot ID și hashtag? Și am dovedit, nu merge. Nu sună așa forță, înțelegi? Și am oferit. Ce ai oferit, mă, viața mea, Cosmine? Ce ai oferit viața mea? Ești Moș Crăciun? Stai așa un pic. Și am biruit, da, viața mea. Tu și cu Eminescu, Liviule. Tu și cu Eminescu mâncați, ai jurat cu Arghezii, cu ea, cu am biruit. S-a terminat. Te ai cu League of Legends și când vine Teo Junior. Viața mea, nu, lucrurile astea nu se grăbesc, lucrurile astea nu se plănuiesc din timp. De fapt, se plănuiesc, dar așa. Ce ochi a făcut, dar bine, n-a auzit. Deci n-am cum să spun la întrebarea asta. Când ne jucăm, după ce facem năstrușnicia asta de strofă, stai așa un pic. Și am cucerit, dar, da, am cucerit. Punem am cucerit, mă, viețile mele. Și l-am... Hai mă, punem am cucerit. Deci am, stai așa să notez asta mai întâi. Deci Dark Madias hashtag e sexy. E viața mea, mă auzi. Hashtag e sexy. Deci și am, cum ai zis? Și am cucerit. Așa. Mulțumesc pentru viețile mele. Mulțumesc pentru. Haideți. Și să nu uitați să-mi puneți Riot ID și hashtag-ul, da? Dacă nu iau un CS aici, dărâm orașul. Și am... Nu scrisoare, mă, ce scrisoare viața mea. Mulțumesc pentru venit, nu merge. Și mulțumesc pentru scrisoare, viața mea, tu cred că ai rămas... Mulțumesc pentru ocazie, trebuie să fie cu it. Imediat se biță, imediat se Pentru biță. acestea 2 ani de cant te știu, ești un om foarte bun la suflet și sau saluti pe Cesima, te rog frumos, te susțin în tot ceea ce faci și ai făcut până acum, succes cu livul în continuare îl macesi. Mulțumesc pentru darul oferit, cât de frumos e ăsta. Palmier, dar de ce nu ți-ai pus tagul, mă, puiule, să-ți dau premiu? Doamne, cât îmi place ăsta. Palmier, fii atent. Îți dau moderator. Vreau să-mi dai username-ul tău, că e frumos și a fost și printre primele. E superb ăsta. Deci, Palmier, ți-am dat moderator. Vreau să-mi scrii Riot ID-ul tău cu tot cu hashtag. Te rog din suflet. Deci a fost incredibil ăsta.
Telbo Palmier ăsta, vezi că a fost numărul 1. Mulțumesc pentru darul oferit. Hai că nu cred că am nimerit noi astea, dar mie mi-au plăcut și asta e, răspund eu dacă e ceva, da? Deci răspund eu dacă e ceva, viețile mele, nu voi, stați liniștiți. Palmier, dăm te rog frumos filmiul filmiul lui Palm, auzi, filmiul lui Palm. Hai că punem. Merge, dar punem cu cratii, mă. Vezi că e tare rău de tot, mă, darul oferit. Dar stai așa un pic, unde-i Palmier? Ăsta a ieșit, mâncați aici curata. Bă, ăsta a ieșit. Ce faci, mă, păsărică? Ți-e frig? Dă-i drumul la căldură, dacă ți-e frig. What the fuck, Romania. Bă, îl caut pe Palmier, nu mai aici, mâncați aici. E doar Palm, care e tasul. Dar tasul nu prea merge așa cu tasul să ia la fiul, la alea. Nu am ieșit, uite, e Palmier aici, păi viața mea. Hai pe TikTok live să te pun pe unul. Păi, păi punem aici pe YouTube pe unul, viața mea. Băi, bro, Victor, știi, frate, că m-am gândit de atâtea ori dacă să fac și eu niște live-uri pe TikTok, dar nu știu, mă ține ceva aici nebun la cap, nu știu ce. Nu știu, nu mi-am făcut eu curaj, că mie, bă, parcă mi-a iurea, simt că nu e, știi, simt că nu sunt primit acolo, simt că nu mă am eu așa bine cu platforma aia, bro, mă jur. Dar poate-mi fac curaj odată și o să intru. Te pun, mersi mult de tot de donație, frate. Mă, Palmier a plecat, a zis că iau eu premiul și îl dau mai târziu. Băi, dacă nu îmi scrie Palmier în următoarele secunde, mai scrieți odată și care scrie primul acum îi dau. Gen, și scriem, nu știe Mimu cu Victor Miculateu. Ba da, mă, știu că am aud și eu chestii. Nu le știu că nu le-am văzut, dar eu le aud, că vorbește lumea, vă dați seama. Nu e de tine, bro, live pe TikTok? N-ai de unde să știu, mă, viața aia. Da, mă rog. Palmier m-a păcălit și de moderator. Ești nebun la cap, i-am dat și moderatorul. O să uit să-l scot și după aia îl văd. Da, Teo, ce faci, mă? Și după aia îi văd mesajul și răspund. După aia mă ia toată lumea, deși îi răspund la că așa. Hai să vezi că mi-am făcut eu scandaluri aici pe live. Ești nebun la cap? Hai că forță. Darul oferit. Cadou primit. A scris în chat Palmier, ia. Băi, sincer să fiu cu voi, n-am crezut că durează atât să fac asta, mâncava și cura voastră. Dar dacă mă trolează lumea, ce să fac? Hai că a scris în chat Tibi, dacă e. Mă trolează și Tibi, ești nebun, care Tibi se presupune a fi tovarășul meu. Doar se presupune, gen. Da, mă, care a scris, mă, după aia? Cadou oferit, dar viața mi-a pus cu hashtag-uri cadou oferit. Mă, voi știți ce e la Riot ID, să vă dau și eu cadouri, viețile mele, vreți să vă dau cadouri sau nu vă mai dau nimic? Idaul, uite, idaul lui Andrew for life. Stai așa un pic. Andrew. Bă, de ce mi-a făcut tabelul ăsta de notes, mâncați și curata. Andrew for life. Hashtag eune. Așa. Acum, viețile mele. Bomu scrie în continuu pe chat și tu zici că a ieșit. Păi scrie, Liviu, eu văd că scrie sunt aici, dar eu am nevoie să-mi scrie Riot ID cu hashtag, că n-am cum să-i dau premiu altcumva, înțelegi? Nu, n-a ieșit, știu că e aici, dar nu... E pe cea, mă, Palmier, asta tot strigă după tine. Păi să-mi dai Riot ID! Ce e asta? Ce facem aici? Așa, și data viitoare o să biruim, păi am biruit deja. Deci avem așa, Lolentina zi-a sosit, echipa noastră a venit, Nexus-ul l-am nimicit și am cucerit. Mulțumesc pentru darul oferit, data viitoare o să ce? Mâncava și cura voastră, că nici eu nu mai știu cuvinte care să termină nit. Mâncava și cura voastră. Stai că acum își face contul, s-a dus, ești nebun la cap. Acum ce punem aici, ia? Deci data viitoare o să... Nimerim, ce să nimerim viața aia, ne jucăm bowling. Și data viitoare o să revin. Data viitoare o să revin. Persoana minunată care merită tot ce este. Imediat citesc donațiile, stați așa un pic. O să o lărim. Mor! Nu mă stai. Pe am reușit deja, nu prea ar avea sens să punem și reușim. Faza e, îmi scrieți mulți, dar nu scrie nimeni Riot ID, mâncava și cura voastră. Bă, nimeni, nici nebun.
Stai așa, poate n-aveți, băi, eu vă judec degeaba. De fapt nu vă judec, da. Îi nimicim. Păi da, mă, dar Nexus-ul l-am nimicit și ne întoarce și nimicim. Iar începem cu aia cu asosit. Data viitoare o să vomit. Hai că forță, dacă pun ăsta o să mai avem dacă e campanie. Hai că o să mai avem dacă e vreodată în viața asta. Stai așa un pic. Scoate mesajul cu 600k de la Naibot. Am uitat de el, nici nu mă ocup acum, gen. O să mă ocup data viitoare. Data viitoare o să înghit. Extraordinar. E bună, dar nu pe platforma asta. E altă platformă. Nu pot să zic aici că iar referitor la campanie nu o să mai avem niciodată. Ce este un Riot ID? Mulțumim pentru live. Claudiu, fii atent în viața mea. Un Riot ID este când ai cont pe LOL. Intri pe site, pe leagueoflegends.ro. Stai așa. Deci leagueoflegends.com/ro. Și dacă dai la setări aici, uite, e Riot ID-ul ăsta și hashtag-ul ăsta. Astea îmi trebuie ca să vă pot da premium, înțelegeți? Pentru ce completați voi aici. Așa, data viitoare o să fii îndrăgostit. Hai mă că-l punem pe ăsta, că e Valentin, ești nebun la cap. O să fii, da, cu doi, îndrăgostit. Punem așa. Deci, stai așa, Cătălin cu capa XD hashtag Eune. Gata mă, asta zic. Și avem 5 câștigători, da? Acum stai așa să fac, să dau și eu save as. Așa. Da, îi dau așa, replace. Perfect. Și cred că fiecare o să primiți câte 2. Sau mai dăm noi pe chat câte încă 5. Uite mă, deci mie mi s-a zis așa. Unul per cuvânt sau la alegerea ta, îl poți reține și îi oferi după de la noi chesturile sau îi poți nota. Fiți atenți. Deci eu am 10 de dat, ca să vedeți că sunt dulce rău de tot cu voi. Deci fiți atenți. Am completat poemul. Avem 5 câștigători, le dăm câte un chest și vreau să-mi scrieți toți gen ăsta. Vreau să-mi scrieți toți ăsta și eu aleg 5 random și vă mai dau câte una, gen la mișto, așa. De fapt nu la mișto, chiar vă dau. Chiar vă dau. Dar trebuie să-mi scrieți, deci Riot ID cu tot cu hashtag. Îmi scrieți așa, citesc imediat donațiile, imediat. Stați un pic să termin și eu asta. Deci îmi scrieți așa, să-i dau mă lui Liviu că m-a zăpăcit de cap. Nu că după aia zice lumea că suntem mână în mână și că alea. Lasă, fac eu 500 Liviule de data viitoare. Sper că înțelegi, de fapt înțelegi că nu ești nebun la cap. Deci avem așa. Să-l iau pe Darius, mai că joacă cu Darius. Și eu când pic pe top cu Darius nu sunt prea fericit. Dai da mă, deci îl iau pe Darius. Stați așa să-l notez aici. Deci am așa, Darius Orange King. Păi scrie-mi ăsta pe chat și ai o șansă. Acum dau un pic mai jos, dau un pic mai jos. Vreau... ăsta! Riot ID, leaks hashtag viața mea. Tu ești viața mea, ești din parte din comunitate. Ești hashtag viața mea, ești nebun, e tot ce-mi doream. Așa, leaks. Mamă, șeful tău, quits. Astea, Riot ID, LL, fearless, hashtag hâț. Senpai, dacă spamezi, nu te ajută la nimic. Tocmai pentru că spamezi tot chat-ul, nu-ți dau. Pe cine mai alegem? Bă, sper să nu mă jurați, sunt și eu un om simplu, ești nebun la cap, iau și eu total random. Uite, îl iau pe Kifu, KYFW, hashtag 9006. Câte mai am, mă? Mai am două, stați așa un pic, mai am două. Nu... Bă, dar n-avem mă și noi o fată pe chat aici? Uite-mă, Ada Varga. Ada Varga, hashtag UTF. What the fuck, man, gen. Așa. Și hai, încă unul. Scrie, ia. Deci cum vă rai... Viața aia. Uite așa, vezi. Deci Riot ID-ul vezi dacă intri pe leagueoflegends.com, te loghezi, dai la setări și ți apare acolo Riot ID. Uite așa trebuie să se apară. Uite așa, puiule.
Înțelegi? Și după aia pe ăsta trebuie să-l scrii pe cea ca să poți să-l notezi aici, să dau mai departe ca să primiți chesturile alea, știți? Țiga, te pup, bro, mersi mult de tot de membru. Stai așa că a plecat și moderatorul, că tu ești viața mea. Așa. Sebi Legend. Îi dau mă lui Sebi Legend. Sebi Legend. L-am pierdut mâncare. Nu, 5, 6, 7. Hashtag Eune. Ăla e hashtag-ul clasic ăla Eune, nu? Că văd că aveți mulți. Așa. Bun. Deci asta a fost prima etapă în care ați câștigat gen câte un chest. Stați așa un pic că mai e. Deci acum. Acum nu mai am nevoie să-mi scrieți Riot ID. Am nevoie să-mi scrieți Summoner Name, adică ăsta de aici. Uite ăsta de aici. Acum am eu Zeshu. Și sper că sunteți pe E1 ca să putem să ne jucăm. Cu ce începem? Fiți atenți, stai așa, că pun, stați așa, prima dată punem un poll. Cu ce începem? Și avem așa. Ranked, normal, custom. Întreabă-ți comunitatea. Hai să vedem ce, cu ce începem, cu ce joc. Până atunci iau și o guriță de apă. Mă văd de aici viața mea? Da mă, în random, frate. Mamă, vreți rank? Nu, deci vreți să nebunez de cap, ești nebun la cap. Vreți să mă urpă pe respa aici. Vreți să iau ăsta și să dau așa cu el. Vreți să iau ăsta și să dau așa cu el, că dau de acum. Viețile mele mă oftic rău, mâncava-și cura voastră la rank. Eu dacă pierd mă oftic rău de tot, vreți să o dăm pe tryhard așa, dăm prima. Nu vreți măcar să începem cu normă și după aia eventual să dăm rank că n-am așcat de două săptămâni și astea? Beleaua Craiovei, ia. Ăsta-i high, man. Salutare, cine ești? Lasă-mi să ai high la urmale. Aia s-a votat rank, începe în rank, mâncava și cura voastră. Cred că nu o să avem o experiență prea frumoasă, dar mă rog. O veveriță. Scrie pe chat, poate te aleg. Stai așa, deci ranked flex vreți voi, am înțeles. Acum, deci eu o să bag aici, deci îmi scrieți, fiți atenți, îmi scrieți summoner name ca să ne jucăm ranked, că voi ați ales, trebuie să aveți minim level 30. Și hai să vedem. Sper să pic și eu cu oameni ok ca să câștigăm. Beleaua Craiovei, să-l iau pe Hyman, mă? Să-l iau pe Hyman, să râdem cu nebunul ăsta? De să joacă numai Shaco și Mastery? Să ne jucăm cu Hyman care joacă numai... Stai așa un pic. Anulare, am dat așa. Stai așa un pic. Ne jucăm cu Hyman sau... Nu. Da, nu. Băi, frate, fiți atenți. Dacă e să votați, da. Liviule. Nu am cum să iau numai cunoscuți, bro, pentru că mă joc cu abonați, frate. N-ar fi corect față de ei, măcar să iau unul pe meci și restul abonați sau la modul ăsta sau când facem un custom sau ceva. Că gen, mi se pare și mie unfair, gen, știi ce zic? 75%? Hai mă, vin încă. Eu uite-i pe ăștia cum stau și așteaptă și pe Fury. Bă, dar mi se rupe sufletul că nu pot să vă iau pe toți, mă, mâncava și cura voastră. Is not currently eligible to join your party? Viața mea, de ce nu putem să ne jucăm? Ce rank ai mâncat, ți-ai curata? Păi ce rank are Hyman, mă, dar nu merge să-l invit. E Silver 4. Ah, lol. What the fuck? Nu mergea să te invit, lol. Așa. Acum haide, scrieți-mi. Luăm așa. Luăm pe șeful tău. Ia uite, mamă, direct să o dăm. De șeful tău, fii atent. Deci vreau să-i câștigăm și pe aia să le suferim. Nu, nu, nu facem așa, nu facem așa. Am zis la mișto. Dar, na. Oh, oh, oh. M-auzi, dragule? Da, iubit. Aolo, hai mene, nu începe cu de-astea că ni se închide live-ul, mâncați-i și curat. Ui, dar nu e ziua îndrăgostiților.
Hai că forță. Stați așa un pic că n-am deci fiți atenți. Vicen, știu că n-am citit donațiile. Când suntem în loading screen le citesc pe toate, promit. Stați așa un pic. Deci dăm niște invite-uri ca să nu mai dureze. Dăm așa random. Deci în locul de șeful tău. Dar de ce așa? Uite. Perfect. Dăm plus aici. Blue Fear ăsta îmi dă așa un pic de vibe de challenger, așa un pic, dar nu știu de ce Blue Fear, că gen e frica albastră, știți ce zic? Așa. All Stars Vortex, am încredere în All Stars. Eu zic că da. Îl iau pe Tudor, mă, uite, fii atent. Îl iau pe Tudor. Îl iau pe viața mea aici, ia. Player not found. E bine că îmi dai numele corect, asta e cel mai bine, știi? Asta e cel mai forță. Ia să vedem. Băi, voi mă luați la mișto. Băi, îmi trebuie summoner name, nu Riot ID. End Flame, ia, nu e. End Flame, deci fii atent. End Flame intră și se joacă singur, mâncați-aș gura ta, face carry. Bă, voi mă luați la mișto, nu e. Deci eu nu mai vorbesc cu voi. Deci dacă următorul e not found, îi dau invite lui Liviu Creativ. Băi, nu, stai așa. Hai să... Băi, eu vreau să mă joc cu voi, dar voi vă că nu vreți să vă jucați cu mine, mâncava-și cura voastră. Stați așa un pic, sper că sunteți pe E1E. Uite, cocaine. Așa, opa. Dar de ce vă puneți nume de-astea să mă induceți în eroare? De ce? Băi, de ce ți-ai pus numele ăsta să-l citesc eu pe live ca după aia să intre boss și să-mi dea strike direct? Ești nebun la cap că am zis mare, hai că nu mai vorbesc. Hai că am înțeles. Vezi, eu mă duc mid că sunt prost rău de tot în altă parte, eu nu știu să mă joc altceva. Beleau Craiova se joacă numai și aco. Vă pup, bine ați venit, hai să câștigăm împreună. Selectați-vă rol, PLS. Așa, avem bot. Ce vreți să joc? Ce vrei? Așa, fine match. Gata, mamă, și direct, deci am emoții, mâncați aici curata. Bine ați venit, rău ați nimerit, hai că forță. Da, așa. Deci, avem așa, de unde n-am mai citit? De la Victor. Mulțumesc. A, nu, stai. Sebiță Puișor cu un euro, te salut, Teo, și îți mulțumesc foarte mult pentru aceștia 2 ani de când te știu, ești un om foarte bun la suflet și să o salut pe Cesima, te rog frumos. Te susțin în tot ceea ce faci și ce ai făcut până acum, succesul live în continuare, la mulți ani, Cesi, te pup, Sebiță, mulțumesc din suflet pentru cuvintele frumoase, frate, apreciez maxim. Te așa un pic. Deci eu viețile mereu banezed, nu-l suport, nu o să-l suport niciodată în viața mea, nici să mă joc cu el, nici contra lui, nici ca tovarăș, nici ca nimic, nu-l suport. Andreea șefa la război cu 2 euro, salut viața, sper să ai o seară minunată, așa-ți doresc și eu ție, la mulți ani, Cesima, mulțumim din suflet să crești frumos. A, am citit-o pe asta, am citit-o, deci am rămas aici. Ilinxa, mamă, Ilinxa, mai faci live pentru membri, te rog viața mea, la mulți ani. Viața nu fac că nu suntem destui gen și o să intru gen cu 3 persoane la modul ăla, că am mai încercat să fac, am făcut cred că 2 sau 3 săptămâni consecutiv. Cipi cu 2 euro, te pup viața mea, mult succes în continuare și la mulți ani pentru ce. Te pup, Cipi, mulțumesc din suflet. Benny, o să vin iubit. A, gen, tu ai completat versul ăla. Stai așa, că eram gata să știi ce zic. Dar nu cred că e cazul. Te pup, Benny, mersi mule tot. Cristian, vreau și eu un CS, viața mea. Eu v-aș da tuturor, frate. Și știți asta deja, că v-aș da tuturor, gen. Dar nu pot, din păcate. Dar o să mai fie ocazii, credeți-mă că o să mai fie. Vreau și un așa, Alexandru, viața mea, care a devenit membru. Și Camelia, gură de berbecu, să te pup viața aia. Te pup și eu, Camelia, mulțumesc din suflet de donație. Hai să vedem ce ne jucăm. Deci vezi, ne jucăm main. Ne jucăm main sau ne jucăm main sau încercăm campion, trollăm astea. Ia stai așa un pic. Facem sondaj. Ce ne jucăm? Main, troll. Dar votați repede viețile mele, că votați repede că trebuie să aleg, ești nebun la cap. Main sau trollăm? Repede, votați că nu știu ce să aleg. Că dacă e main e ăsta, dacă e show, nu știu, e Twisted Fate, ești nebun la cap. Main, haide mă, dacă vreți main, ne-am dus pe main, ești nebun la cap. Să vedeți cum joc! Să vedeți cum joc! O să rup, vă spun sincer, cu Diana nu există să... Băi, ați votat troll după aia, pe bune că a fost 55% prima dată la main și după aia ați votat troll, fără mișto, nu am de-astea. Poate nu merge că n-am rank, bro, nu, gen, ar trebui să găsească pe toată lumea. Aolo, Fizz, așa mai bine, LeBlanc, nu Fizz. Nu Fizz. Este așa un pic,
Cred că o să jucăm pe scena asta. Așa. Și o să dăm așa. Așa, perfect. O să ne jucăm așa ca să fie între speluri și între mapă, știi? Ca să nu luăm prea mult din asta. Stai să iau și like-urile, le punem tot aici. Așa, perfect. Așa o să ne jucăm. Băi, hai mene, tu mă mai auzi, mă? Da, da, mă auzi? Da, 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 așa, perfect. Am zis să fac liniște, să nu vorbesc așa peste tine, când e frumos. Nu în viața mea, știi că tu poți să vorbești oricând. Deci ești versus mine, te fac Oriana rău de tot. Nu pot să cred că am picat contra voi. Dacă am picat contra voi, ies din meci, mâncați, ești curata. Sau zic că ești la mișto. Dacă am picat, vezi că dacă am picat contra ăștia, ies din meci. Atâta zic. Fac troll. Oricum, mai bine Oriana decât Fizz. Orice, na, mă rog. Bă, da. Nu prea e, da, hai că vedem. Hai să ne, ia și tu o fată în meciul viitor, Bibzuc. Promit că iau. Dar să-mi scrieți în chat, că eu v-aș lua pe toți, da. Să-mi scrieți. Vă mulțumesc din suflet pentru urările Cesimei. Sunt sigur că vă mulțumește și ea foarte mult. Mulți ani, mulți ani. Te pup, hai mane, să-ți trăiască nevasta. Mulțumesc la fel. Ai un suflet și o inimă de copil. Băi, e important să rămâi copil, frate, într-un anume procentaj, așa toată viața, sincer. Adică să nu... Până la urmă, trebuie să ne distrăm indiferent de vârstă, nu? Nu fac aia că-s prea bătrân, du-te tu tataie, nu fac aia, nu știu ce. Bă, frate, simțim bucuria la fel, ești nebun la cap. Trebuie să fim fericiți toată viața, frumoșilor. Mamă, se vede că e Valentine's Day, am vrăjeala aia de Valentine's Day. Ia fii atent că Trundle joacă top, nu joacă junglă. Mă, și e bucerul ăla, fiși nebun, ne gătește pe mid, mânca bașura voastră. Mamă. Hai că ne-am jucat și meciul ăsta. Eu cred că o rupă aia pe mid, sincer. Hai mane, tu nu știi cum joc Diana, o să te uimesc... Dar o să te uimesc să rău de tot. Nu... Senpai, nu știu, bro, de ce nu te găsește. Cred că mi-ai dat raid ID-ul și... Bă, ce am? Nu știu ce am, sper să nu mor live-ul ăsta, mâncați. Să mai duc măcar câteva. Ce ranca ăștia de la tine? Păi... nu știu. Unul are... Unul e bronz. Eu nu știu. Eu sunt unranked la flex. Păi pe mine, da mă, Bibi, te iau pe tine. Stai așa un pic. Sper că ți-ai zis bine, Bibi. Stai așa să-mi schimb ceva repede aici. Borderless, așa, ca să meargă. Trebuie să schimb un pic, să ajustez camera. Stați așa, camera. Uite, așa. Te punem așa. Gata, mă, viețile mele, facem așa. Mamă, deci, hai mai ne, de când n-am mai jucat LOL, mâncați-a și cura ta. Bă, dar nici 2-3 zile, cred. Chiar așa, sper să-i dau plană. Așa, perfect. Să dacă am toate astea bine puse, așa. Gata. Cum ești early gang, Shaco? Cum știi cu Shaco, ca să știu și eu? Mamă, forță. Fac ești numărul 1? Tu oricum joci vină... și dacă jucai Soraka, ești nebun la cap, rupeai, cărai singur. Da. Faci voturi pentru lose sau win? Adică... A, viețile mele! MVP-ul meciului o să aibă o surpriză. Deci de fiecare dată MVP-ul meciului primește ceva, dar nu mai știu exact ce. M-am uitat ce primește MVP-ul, stai așa. La fiecare... A, primește cadoul campionul nou, Renata, care urmează să apară. Nu pot să cred. Da. Stai un pic, asta o să joace agresiv la început acum, trebuie să joc puțin safe. Și după aia la level 2-3 așa, nu cred că mai are ce să-mi fac. Bine, asta depinde. Să vedem și Olaf-ul ăla. Să te ajut, o să-ți dau multe gang-uri acum de început, știi? După da, ce termin jungle aici. Tu fost treaba acolo, eu mă descurc să știi. Gen, dacă ai altceva de făcut, în loc să ganchezi mid, fă-o, gen. Nu cred. Eu sunt super ok. Să termin aici și... Dăm așa. Băi, vezi, nu m-am uitat, v-am întrebat, dar nu m-am uitat pe cea. Cine s-a uitat ieri la Neața cu Răzvan și Dani? Te-ai uitat, mă? Hai, mane.
Bă, nu, dar te-am văzut pe story. A, mai văzut pe story, nu. Da, da. Mama, aveam gura pungă, mâncați aici curata. Deci am ajuns acolo, am scos două pinte. Am auzit că ai avut emoții. Gura deșert. Bă, am avut la început, după aia mi-a trecut așa. Dar după aia când mi-au trecut, s-a încheiat interviul. Deci e perfect. E bine. E bine rău. Mă, dar ce-mi dă asta așa rău? Păi mai... Cât? Până când? Froz cu 3. Aș încerca să vin, poți să te bași pe ea? Stai că am cooldown-uri acum. Ah, ok, îmi spui când... Aha, aha. Acum, acum nu mai am. Hai, du-te, vă-ți treaba. Dar vezi că și el cred că e la blue. Da, l-a făcut. Apasă pe Y? Ce se întâmplă pe Y? Că nu înțeleg. Hai, mene, ce se întâmplă pe Y, mă? Pe Y ai camera deblocată. Ah, dar eu am camera deblocată, mă, mâncava și cura voastră. Ai cooldown? Mai ele? Nu mai am. Pot să dau, da. Okay. E mă va pe ea, gata. Aici, am. Mamă, și-a dat flash. I-am ratat Q. N-are nimic, o să se ducă back și câștig timp pe aici și farm. Perfect, mă duc eu în blue atunci. Ok, o laf aici. Vin să te ajut dacă vrei. Cred că mi-a luat blue. Nu, mi-a luat. Asta nu s-a dus. Și-a dat flash-ul, mă, că n-am fost atent. Și-a dat flash-ul asta pe mine? Vezi care este nevoie de ajutor. Vin și eu. Da, nu mai vin, nu mai Trundle, mamă ce... Hai mă, și-a dat asta flash mid, că n-am fost atent. Da, și-a dat flash, okay. Ok. Scuze. Și nu știe că mai am. Mamă, cum joacă Teo ăsta, băi! Aia zic. Și n-are nici cine să mă deranjeze pe mid. Vine și Timo. Mamă, cum joacă Teo ăsta, băi, mâncați și curata. Băi, e bine că cred că nu mă fac de râs, mă, mâncați și live-ul ăsta. Deci cred că nu mă fac de râs, e ok, suntem ok, ești nebun. Te întreabă lumea dacă faci live în seara asta. Nu, mâine. Auzi-ți, mâine. Așa mai vreau de asta. Ia mă, ce face lumea? Mamă, ia uite skin ce-au ăștia pe bot. Mamă, ce-i skin-ul ăsta pe Lucia? Mâncați-i și curata, zici că e contele Vladimir, dar lumea. Mamă, e prestigi. E de la forță rău. Mâncați și să joacă cu 3 milioane pe bot acolo. Ia să vedem. Să pun eu un ward la dragon. Oprește hack-ul, hai că hack dacă e. Ia uitați-l pe ăla unde era. Negustorul. Așa. Da. Vin spre bot, dar nu știu dacă ajung. N-ajung. Nu, tot pe asta ar trebui să stau pe aici. Bravo, mă. Așa. Bun. Ăsta nu mi-a pușat mid-ul, e bine. Încă e bine, asta zic. Cred că o să ne băgăm pe el. Acum am băgat. S-a retras. Stai grijă că dă și el și are și ulti. Dar dă damage. Păi asta zic. Degeaba. Mereu când ai level în spate, o să-ți dea mult damage. Știi că ești under level. Ea are 6, asta zic. Ok.
Băi, Liviu, chiar se simte că n-am mai jucat de mult, frate. Gen, nu mai sunt obișnuit cu jocul, știi ce zic? Nu e de emoții de live sau ceva. E bine, și mi intră lumina asta în ochi. Am lumina asta dată pe mult, că am obiectivul ăla al tău, Liviu, știi? Și am F-ul ăla 2-8, n-am F-ul 1-4. Vine Olaf pe mine. Botul lor văd că nu prea pușează, n-am cum să gankez momentan, băieți. Mă crezi că nu înțeleg nimic? Păi si senpai, tu voiai să ne jucăm în rank, mă? Tu nu înțelegi nimic și voiai să ne jucăm în rank? A, vedeți că vine, da, vine acum. Încercați să nu vă băgați. Am ulti, pot să dau 1v4. Hai că pot dacă e. Încep dragonul, a? A, perfect, bravo. Am IPT-ul, repede. Bravo. Haide. Aici sunt eu. Și? Te-ai dus, bravo, prietene. Bravo. Poți să faci, e Nami. Poți să faci dragonul, hai mene. Poți să faci dragonul. Bun, hai să-l încep. N-am multă, dacă mă puteți ajuta. Bine, voi de pe bot. Da, ei nu știu. Așa dacă ne aud. Vițele, voi ne auziți, nu? Cred că ne aud. Cum a fost să haine pe butoane? Se aude? Mă scuzați? Se aude viața mea, că dai cu pumnul în ele. Ah, eu murim. La fix. Ce iertare. Stai. Na, bă. Ah, la murim. Băi, cred că mai încolo un pic o să sting lumina asta, mă, cavaș, că mă sparge aici, nebun, nu știu de ce. Am dat-o un pic mai tare, că nu-mi plăcea cum se vedea. Sau o dau mai încet. Nu știu, ceva facem. Auzi că ai dat cu fruntea de taste până a murit Olaf. Ce, ești nebun direct? Să se mid. Uite, a venit bură de miel ăsta. A luat. Hai că o să încerc să vin. N-are ce să-mi fac. Aici sunt. Oh, și-a dat flash pe tine, what? Perfect. Da, am murit eu, nu trebuia să-mi luăm. Dă Trandle-ul ăla și dacă e jucător nasol. Da, știu, de foarte mult damage. Dă prea mult. Dar oricum puțin outplay acolo. Vite, e cineva care nu înțelege nimic din jocul ăsta, că eu pot să explic așa, măcar să învățați cu mine, știi ce zic? Nu știu cât pot să vă învăț, adică eu vă învăț basic-urile și așa, dar nu pot să vă învăț să jucați bine, că nu sunt nici eu, cine știe ce jucător, știi ce zic? Vite, azi nu ne jucăm horror, puilor. Deci fiți atenți, în jocul ăsta sunt două echipe de 5v5, da? Sunt 3 lane-uri, e unul pe lane-ul ăsta, unul pe lane-ul ăsta, doi pe lane-ul ăsta și unul care face jungla, adică face monștri ăștia din junglă, știi ce zic? Acum, scopul acestui joc e să farmezi sau să faci kill-uri, dar bine, cel mai important e să farmezi ca să faci iteme și după aia să fii mai bun decât, să fii mai bun decât ăștia alții. Și practic ăsta e un joc de strategie. Stăm, farmăm, facem kill-ul, ne jucăm ca o echipă, gankăm astea, adică mergem pe lane-uri mai mulți, uite, pe gremlinul ăsta, pe goblinul ăsta mergem mai mulți. Să-l batem să alea ca să câștige după aia al nostru și scopul jocului e să distrugi ăsta de aici. Și ce zic, când ai distrus ăla, ai câștigat jocul. Nu știu cât de mult ați înțeles, dar o să înțelegeți, 100% o să înțelegeți. Bă, să explici un Liviu Vulpescu, te rog. Ai, că forță. Știe, mă, să joace nebunul, nu trebuie să-i explic eu. Hai că am ratat toți minunii. Vine Olaf la mine. Let's go.
Te pup și eu, Hugo, mulțumesc din suflet de donație, frate. Mersi mult de tot. O să fac și o reduș să vină acolo. Îl ajung pe ăsta, vin la fix. Dar cred că îl bate singur, mă. Dacă tot am venit, l-am furat viața mea ca să nu bat drumul degeaba, știi ce zic? Nu mă înjura, nu te supăra pe mine, nu alea, dar dacă tot, știi ce zic, taxă. Taxă, te pup și eu, te pup și eu. I-am furat kill-ul, bă, i-am dat la skip. Bă, ce nenorocit sunt, mă, mâncați și curat. Dă-i așa un pic. Hai, mă, eu mă retrag, eu mă retrag. Așa, mă, hai, mă. Bravo, aia zic. Îmi pare rău de bot că n-a ajutat botul. Băieți, îmi cer iertare. Lasă-mă, dar... îi ajutăm. Dau turnul ăsta acum, mă duc back și o să mă duc și eu. Poate mergem amândoi dacă e. Da, clar. Că Jinx aia le face probleme. Cred că m-a bătut ăsta. Da. Vin. Mamă, mi-a dat și Ignite. Fii atent că nu mă bate. Vin. Fii atent că-l bat. Oh, e perfect că vine spre tine. What the fuck, bro? Bravo, what? Viața mea. Joci bine rău de bravo. Tot. Bravo. You are what too good fuck? For this game. Fără bully și fără astea că... Dar nu pot să mă abțin, mă, înțelegeți? Că îi dau mut că o să mă înjure, îi dau mut că o să mă înjure și să nu se vadă pe live și astea. E bun. Îmi fac asta. Mamă, sunt ok rău de tot, sunt cam fidat viețile aia, deci acum... Hugo, iar cu 5 euro n-ai pentru ce, te pup, Hugo, mulțumesc din suflet încă o dată, frate. Sunt cam fidat acum, o să îi bag pe ăștia rău de tot, gen. Vedeți că am 5 kill-uri, am farmat 100 de minioni. Mamă, dar botul ăsta vezi că dă, ești nebun? Are 4-0 că... aia. Ai grijă. Așteaptă da, jucară foarte bine și ei noștri, dar păcat că veni... O zic așa. Cine? Ia. Yeah. Candle mid. Ok, super. Uite-l pe Hugo, mă, cine a venit aici cu atâtea donații? Eu fac bine viața, încerc să mă joc. Am furat. Bravo, băi! Am furat, Drake. Bravo, mă, bravo. Hugo, mersi din suflet, frate, de donație. Mulțumesc mult de tot. Mă, cine-i Hugo de a venit așa să ne spargă în seara asta? Încerc eu să mă joc, mă. Ăsta nu știe că-l distrug? Trebuie să-i dau ulti, că mă bate aici, nebun. Trandul ăsta chiar e, gen, nu se așteaptă la nimic. Ești de bot? Hai că vin pe bot. Trebuie botul neapărat. Cum adică ești Hugo cu adevărat? Mă, cine e Hugo? De ce nu știu cine e Hugo? Viața asta. Încearcă să te bagi în ei. Aici sunt. Hai noi și sunt gata. Bravo, focusați. Jinx, nu. Aoleu. Greșeala mea. No ballet. Te fup și eu, Hugo, mersi mult de tot. E bine că ai mai focusează suportul. Mai zi nimic. Aoleu, mor. Lasă, primul meci, hai, mai, e de încălzire, știi ce zic? Da. Jinx are level 10, e bine, nu e așa în game. Are kill-uri, dar nu e... e underleveled. Bine, de fapt, sunt eu overleveled, de fapt. Da, e tu 13. Ai ce mai mult, gen, poți să bați cam... Poți să bat orice, da.
momentan. Ia să vedem. Băi, mă bucur că nu vă arăt partea mea nasoală de lor și joc ok. Bine, sper să joc ok toată seara, că dacă joc prost mă enervez rău de tot. Dar bine, o să mă abțin, nu o să facem cine știe, big, eu zi... Hai să nu vorbim. Hai, vedem cum decurge. Aoleu, Olaf, 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 Olaf. Vin, 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 sunt aproape, să știi. Du-te fără frică. Trandel e mist, suntem 3v2 pe top. O să-i dau dive-ul ăsta. Mamă, ce mi-a făcut! Au. Vedeți că eu fug. Dar de ce dă iar pe mine? Greșeala mea, n-am știut că are flash gen. Și a dat flash și mi-a... Am ratat combo-ul gen. Dar mă rog, bine că a fost one for one. Oare îl bat pe ăsta 1v1? Da. Este, mă, mamă, ce noroc am avut. Mamă, ce noroc am avut. Na, nu pot să cred. Am noroc rău de tot. Nu pot să cred că îl bate clona. L-a da, clona. Și care e faza? Fii atent, deci recall, îți dai ca să te duci în bază, să-ți refaci viața, să-ți iei iteme, gen, știi? Și în momentul în care te atacă cineva, în momentul în care îți dai recall, ar trebui să te oprească. Și el m-a atacat și nu m-a oprit. Nu știu cum a fost, nu știu ce s-a întâmplat, dar e bine. Nu mă plâng. Oh, dar ne pușează și arău de tot. Mamă, are 700 bounty. Stai că m-am dus. Dar nu ajung. Da, trebuie să facem ceva cu Jinx-a aia. Am datorii la shop, adevărat. Vezi că e bun rod de tot ăla pentru Diana. Da, și eu am aceeași rună. E bun, e bun. 144, farmează tu, bro, aici. Iau eu ăștia. Pregătim de Drake. 30, nice. Dacă ai recolul sub o secundă, nu te oprește? Nu știam asta. Bine, bănuiam, gen, că n-avea cum să fie bug, știi? Uite-o pe Jinx bot. Ăsta e singur aici. Olaf ăsta? Da. S-a dus Olaf. Da, da, s-a dus și viața mea. Bravo, bravo. Am pus ăsta aici, jucărie. 8 secunde de la E și mă duc în ei. Dacă prind o ulti în ei, nu prea cred că mai rămân vii după aia. Mă, Trundle. Nu știu. Putem dacă să facem dragonul, cred. Că e mort Olaf, da. Și Trundle? Ce facem că eu mă lăsăm așa să pușeze? Nu. Mă duc repede pe el. Nu se poate. Nu, no, mi-e prind un hit, pe bune. Nu știam că e Oriana. A luat Oriana. Am dat bounty-ul pe mine, dar a crezut că iau și eu bounty pe aia, n-am luat. Am cam pierdut acolo. O să încerc să-l fur iar. Dar nu știu dacă îl încep oamenii. Joc super bine? Bă, nu joc super bine. Joc ok, gen, adică știu mecanicile și astea, până la urmă joc din sezonul 1. Dar nu mă consider un jucător bun, gen. Nu l-am luat. Oh my god. N-are unic. trebuie să ne adunăm cu toții să facem un engage bun, să focusăm Jinx. Dacă nu focusăm Jinx și nu moare aia... v-ați băgat 4v5, eu nu eram acolo. Mamă, sunt doar sfură la asta. N-am ce să le luat. Mamă, cine fa am cazit. Toți?
Am flash, pot să dau flash în ei, dar au plecat. Să zici pe cine ne băgăm. Bă, nu sunt nici fraier, mă, știu când să plece, nu fac overstay, nu face greșele aia, nu înțeleg. Baron. Sunt pe E1, e, da. Nu sunt pe vest. E ok, Baronu. Ia pe Trandul. Te flexezi cu membru, mă, Silent, te pup viața mea, ce faci? Viteza băgată, mă. Da flash cumva? Ok. Oleu. Băi, stai să-mi dau lumina asta mai încet un pic, că mă rupe rău. Mamă, ce ultă! Așa. Bă, vere cum joacă mamă, Jinx. Mamă, e altceva acum, n-am oprit, am dat-o mai încet un pic. Bă, mă, sparge lumina aia la ochi, mă. Eu de acolo, de-aia n-am putut să car meciul ăsta, că știi ce zic? Am murit pentru creepy. N-am murit pentru creepy, încercam... Nu știu ce am vrut să fac. Pierde meciul ăsta, n-am ce să facem. Să ne concentrăm un pic, poate câștigăm. Și o revin toți, nu, am rămas la level 14. Nu, încă s-o... Ia tu, cu cine mai ești aici, am înțeles. Heal poate să-și ia Olaf, nu pot să cred. Așa. Uite, dacă fac asta în fiecare timp, fai nu mai au ce să facă, înțelegi? Dar trebuie să ajung la ea. Nu știu dacă se renunț la ăla sau nu. Nu, încă nu. Chiar îl fac, ia stai așa. Așa. Ar putea să ții Shadow Flame. Aș vrea să-mi fac Lich Bane. Și doar de ăla mai am loc. Eventual dacă nu merge bine. Dusk approaches. Da, e că mi-ai unde la să vedem pe unde au wardurile. Avem și Drake. Știu clar că au niște warduri pe aici. Nu știu dacă mai am timp să joc și horror viețile. Aș merge pe nu. Deci nu vreau să vă promit să nu mă țin de promisiune, că nu-mi place, chiar nu-mi place. Când ies să fac ceva, vă zic. Ocean Drake cât e 2-2 la ocean. Da bine, e Ocean, e bun mă ăla de ceva, dragonul ăla, nu cred. Nu cred. Nu prea, nu? Mă duc să o mai paradez pe asta odată. Hai că nu mă duc. Așa că vin și eu. Păi nu, la sol mă refeream, nu la dragon în sine. Ia uite, băi, ăștia fac... La baron.
Mamă, uite cum vin ăștia pe mine, că nu vine să cred. Mamă. Aoleu, Doamne. Hai că forță. Mergem asta? Perfect. Așa. Stați un pic că trebuie să adăugăm ceva pe stream să se vadă mai frumos așa. Uite. Fii atent cum facem. Facem așa. Și luăm ăsta și îl punem așa peste. Asta zic. Altceva acum. De fapt, l-aș face așa. Gata, mă, vieți, altceva acum. Arată frumos că e Lolentin, Valentin ăștia. Doamne, cum e Jinx aia. Level 15 Jinx, nu e bine care cât level cât am eu. Nu știu dacă pot să mai bat. Și stă mereu Nami cu ea, frate. Mereu ești nebun la cap. Da, Nami e cam OP pe ciurile astea. E cam meta. Nu știu ce să fac, Trundle-ul și ăla vin efectiv click dreapta pe mine. Și gen n-am ce să fac. Dacă le prind pe astea 3 într-o ultimată, s-a terminat gen. Dar nu știu dacă reușesc. Cam greuț. Ba, ba. E că ne dau end aici dacă nu moară. Oh, nu, te-ai băgat singur. N-am putut, nu. Încearcă să scap de acolo. My bad, am crezut că pot să scot. M-am calicit la ulti. Cred că e end. Da, asta e, am început cu un luz. Nu o să zic nimic, doar noob team. Glumesc, vă dați seama, da. Da. Apasă Y să ți se facă camera. Viețile mele, mă jur că nu înțeleg ce se întâmplă dacă apăs pe Y, că am apăsat tot meciul când ziceați într-una. Schimbă mejai cu Nashor 2. Nu prea e bun Nashor 2 dacă mă joc când mă joc ăsta, cum îi zice, mid Diana. E bună la Nashorul dacă joci junglă. Și ce zic? Ia mă, Beleaua Craiovei, ți-am dat good game. Ia că zau show. Am făcut și level up, aia zic. Placements complete, gold 3 sunt la flex. Interesting. Oh, să rumâna, boda proste. Să rumâna. Așa. Stai așa două secunde. Viețile mele, gen, pe mine acum m-a băgat gen după alea 10 placement-uri, știi? Tu, Vitano, te salută, te urăsui, vă pup și eu, frate, pe toți. Mulțumesc din suflet. Băi, MVP-ul meciului aș fi eu, dar nu în afară de mine, gen. Hai să vedem. Luăm cel mai mult damage în Timo? Ia să vedem scorul, scoreboard. 3-6, 5-7. Cine, vieți ne votăm, ești nebun la cap, nu decid eu singur că nu vreau să pice pe mine. Stați așa un pic și după aia facem altă echipă, că așa v-am promis. Deci ia, MVP-ul meciului a fost 2 puncte și punem așa, adaug o opțiune și l-avem așa. Îl avem pe Timo, Shaco, Lucian, Panteon. Așa, întreabă-ți comunitatea. Ia să vedem. Uite și Graphs. Da, dar faza e că dacă luăm numai după damage, suportul n-ar avea nicio șansă niciodată, înțelegi? Adică nu merge doar așa.
V-am lăsat să votați, frate. Da, exact. Ia Glorious Champion, ia ce-mi dă aici? Iana, o am, Queen am. Bine, am aproape toți campionii, dar... Am votat timp. Am 1260, Iana. Nice. Așa. Timo, asta zi-mă via... deci, Timo, stai așa să iau numele. Mamă, dar ciudat nume. Ciudat nume. Când o să-l vadă, când o să-l vadă cei de la Riot, o să fie foarte fericiți. Mie să nu-ți dea bani viața mea. Dar sper să nu fie cazul. Stai așa un pic. Cum fac să iau... să iau numele ăsta așa, party... Cum îi dau, mă? A, uite. Perfect, perfect, perfect. Așa. O să primești campionul Renata când apare, bro. De ce am așa? Așa, perfect. Salvare. Bun. Vă pup și eu, frate. Vă pup. Mulțumim și noi. Pup, baftă. Îl mai lăsăm pe Hyman, mă, sau îl dau afară și pe el? Mi-a cam mâncat meciul. Amă că vă las să jucați cea dacă doriți. Glumează. Da, da, astea-s glume. Deci ce-mi face, vedeți? Te pup, viața mea. Hai, deci invite, ia. Unde-i, mă? Bă, unde dau invite, mă, mâncați, zici că am uitat. A, aici am, frate, așa. Bun. Așa. 1. Quickie boy. Mama, ai parcă. Și catamus la număr. Eu zic că ne rupe. Eu zic că e bine. Se blochează camera pe campion. Nu mai trebuie să te duci cu cursorul pe ecran să vezi restul. Am înțeles, la mine nu e pe Y. Bro, nu-mi place să mă joc. Oh, wow. Level 1472. Level 5789. L-am luat bine, mă, l-am văzut bine pe chat acolo. Ești nebun la cap? L-am văzut bine. Da. Așa, +1 viețile mele. Ionuț 22 NST. Hai să vedem. Uite, mă, vedeți că nu-mi dați ce trebuie aici? Se vede frumos aici. Grandpa Z. Mam. Ia. Fii atent, iar level 2589 160, tot pe acolo. Hai, mă, gata, ăsta e win. Main e Z. Direct win. Ne-am dus. Viața, hai. Vrei să te las Z mid? Dar eu după aia ce mă mai joc? Nu mai pun întrebări de-astea. Mă pot juca și suport, stai liniștit. Ok, vătăm. Așa. Cine mai e? Meliodas. Meliodas alege lane. Trebuie să dau să văd și eu chat-ul. Așa, viețile, gata. Gata, mă, hai. Mamă, dar ce se joacă toată lumea, mă, ranked în seara asta? Toată lumea. Viețile, troll sau main? Troll sau main, ziceți acolo în chat. Troll sau main. Salut, te pup, ce faci? N-am oprit chat-ul, mă, ce aveți? L-am oprit un pic că trebuia să dau ad, gen, la modul, dar nu l-am oprit, căutam username-uri, știi ce zic? Eu banez Z, frate, nu-l suport, am zis. Mița cu un euro, ce faci viața în seara asta minunată? Păi eu să mă joc un LOL cu voi, așa frumos, de Valentine Day, de fapt de LOLentin ne jucăm noi, nu de Valentin. După care, pe la 9:30 așa plănuiesc că închidem stream-ul, mă duc, mă îmbrac repede, merg cu CC la un escape room, eventual după aia mai popăm ceva, că e na, e ziua ei. Și așa fac live de ziua ei, nu, hai, trecem peste lucrul ăsta. Și după aia...
Am zis că iau o fată, sunt prost rău de tot. Promit că iau numai fete meciul viitor. M-am jurat. De fapt nu sunt, da, dacă sunt pe chat, dacă sunt pe chat. Da? Că degeaba zic eu că iau, că degeaba iau că nu sunt, știi ce zic? Deci meciul viitor numai fete. All, deci și, îmi pun și o perucă. Nu am perucă, că mi-aș pune, dar știi ce zic. E închis-o după 10, atunci nu mai mâncă nimic, murim de foame. Mergem acasă, mâncăm chipsuri, Liviule. Ia să vedem. Vă salută. Ia uite mă, e tovarul și lui viața, am înțeles. Ce mă joc și eu mid? Deci avem Katarina mid. Aoleu, 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 stai. Repede, repede, repede. Era Ionuțu, viața mea, am dat copy-paste de la tine, Ionuț, să știi. Deci nu, n-am pus eu, ai văzut că am dat copy-paste de pe cea direct. Vezi în skin-ul ăsta sau ăsta? Stânga sau dreapta, așa alegem. Stânga sau dreapta. Acum, și eu puțin flex, cam două skin-uri, dar... Ionel, două săbi. Dreapta. Aș merge pe stânga, mi-e place mult asta. Să-mi iau făbuși. Stânga, 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 dreapta, stânga, dreapta. Mă, nu știu de ce întreb și nu pun pol de la, că nu... Nu, mă rog. Ia stați așa un pic. Așa. De ce râzi, mă, Liviule? Ai, ai, Ione. Fratele Buji, donate de 1 euro. Te pup, fratele Buji, mersi mult de tot. Stânga e mai sexy, dar ăla din dreapta avea alt mers și alt ăsta, știi ce zic? Teo, ia uite-te pe Katarina aia care te bastă câte puncte are. 1 milion, extraordinar, mă duc să mă arunc viețile, aia bă râbă. Vai de viața mea. Ce skin să iei și aia să iei, Ione? Poate are la în spate, mă, și ziceam eu că nu știu ce campion să iau. Și gen, el zicea ce campion să iau și ce zic. Mamă, are 1 milion de puncte. Păi aia o să mă descalțe pe mid, mă, ești nebun? Lasă, ganchezi-o early și o batem. Mergi mai agresiv early pe aia și nu o să-ți facă nimic. Da. Mai agresiv early, ok. Nu, de altă dată main de 10, Katarina. Ah, ok. Perfect. Hello guys, hope you have a happy Lolentine. Eu am dat mesajul pozitiv, am dat mood la toată lumea, nu vreau să mă înjure nimeni. Așa. Și acum să vezi direct un mesaj schis, hai că... Nu mă, că le-am dat mut, le-am dat mut la adversar. Ne-au zis eu tu. Ah, ok, trebuți. Perfect, perfect. E, bă, my name is Ionel Dosăbi. Jin, să-mi zici cum vrei să joc, dacă vrei să joc agresiv sau defensiv, că... Na. E Blitz și am ambele variante. Bă, e Quickie Boy, el cred că intră, a dat de două ori și a plecat, știi ce zic? AFK. Mai ales e Valentin, presiunea asta. Cu forță. Hai că râd doar eu, n-a înțeles nimeni gluma. Râde, nu, uite că uite, se râde și el, râde și Quickie Boy, e bine. Cred că râde de așa, de băiat bun, nu de altceva. Râde că știe că e adevărul.
Bă, leleu ce avem bot. Îi fac push la asta sau freeze? Am înțeles. Păi încearcă să o lasă să nu farmeze. Atâta, dacă e luat farmul de la nas, ala a fost. Știu eu cât de tare mă enervez când îmi ia Ionelul farmul. Nu pot să cred. Cred că o să plece rage-ul, pardon. Mamă, nu pot să cred că a venit early așa. Doamne, chiar. N-am nimic, sunt ok, sunt calm, e în regulă. Te uite, ai uitat la stăpânilor, m-am uitat chiar aseară, l-am început iar. M-am uitat de vreo 20 de ori la stăpânilor, nu există ceva mai frumos de atât. Nu discut. Deci, sâmbătă o să facem live cu Cesima. Așa, după ziua ei, știți ce zic? Tot v-am promis. Cesmin? Nu, s-a dus back. De ce te vii, mă, pe aici să-mi iei farm-ul, a? Pare very rău. Mulțumesc. A fost obligat. Ah, e aici. Iar vine ăsta. Ginule, vezi că o să încep să dau roamuri la un moment dat. După ce fac solarie. Extraordinar. Hai, mă, nu pot să cred. E pierdut mid, băieți. Câștigați lane-urile alealte că e jal. Sâmbătă pe la 3 așa. Pe seara trebuie să mergem la un prieten la o petrecere, ziua lui gen. Și o să facem live-ul pe zi. Bun. Ah, close. Nu sunt ce să mai vedeată pe mine. Să nu ne bată pe amândoi viața mea. Uite, a venit pe mine direct. Băga deja. Mamă. Te bate, nu te bat. Băi, frate, cum joacă. Hmm.
Healing reduction. Dă one shot, mă, la level, în minutul 7, dă one shot. Ce faci, Vita? Eu asta. Ai făcut live? După? Pe când, după că după plecăm? Ah, ok. Keep calm, asta încerc, că dacă pleacă rage nu prea e bine. Mă întreb doar dacă dăm un win azi. Eu am level 5, asta are 8, mâncavașcura voastră. Are 7-0. Se face AD? Bun. Oh. Ok, bine așa. A plecat pe tine, a plecat pe tine. Da, știu, o să încerc să-l jonglez. Încerc să intru înapoi în meciul ăsta, încerc să iau plate-uri. Nu știu dacă mai apuc să iau una, dar sunt greedy. Zici că ești Liviu, îl vulpesc cu păione. M-a bătut Catarina aia rău de tot. Păi, băi, stresule, mi-a dat gang mâncați și cura ta de 2 ori în 4 minute. În primele 4 minute ești nebun la cap. Ăla n-a făcut farm în junglă, a făcut farm pe mid. Nu înțeleg. De ce ești rău stres? Nu știu, mă, cum e stresul, ești nebun? Bully. Boss bully. Ce sunt mid, a plecat. Aveți grijă. Eu zel, uite, cum a pasat Hyman pe tastă, s-a terminat. S-o omor pe astea, uite. Uite cât la viața mea, e incredibil. Să pușez mid-ul dacă e tot. Da, da. Nu stau aproape de minioni. Bă, dar aia ce face, mă, e nebună la cap? E disperată aia de kill-uri, mă. Te pup stres. Bun. Mă, ce se întâmplă aici? Tot pe asta. A, sunt doi. Vedeți că botul e aici. Facem un manevră lucrata? Vine eco, vine eco, vine eco, vine eco, vine eco, vine eco! Ce-i pe ăsta? Da, mă, eco, hai! Bun, perfect. Hai că aia a rămas cu impresia că mă bate cum mă bătea acum 3 minute, gen. Nu știe că am format și eu. Ați văzut, mă, viețile mele. Dacă ești calm, îți revii. Dacă ai nervi, nu-ți mai revii. De unde? Sunt plin de nervi. Hai că...
Întrebarea mea e dacă câștigăm vreun meci azi, ești nebun la cap, ăsta e al doilea. Seama că vreau să joc și use. Poate, păi de fiecare dată luăm player diferit. Iau de pe chat, bro. Vreau să mă joc cât mai multe lume. Salut, salut, șefule. Te pup, Laurențu Piticu. Te pup, bro. Te pup plus LOL un oraș distrus. Hai că da. Iarmă. Catarina aici? Da. Unde, unde, unde? Mamă, vine șeful, vine șeful. Normal, vine, mă, ăla e, sunt mână în mână, ești nebun la cap. Vezi că eu n-am mult. M-au luat pe mine și... Mamă, și eu nici n-aveam nicio ult, m-am băgat, am vrut să te ajut. Păi nu, n-aveai cu ce să mă ajut, că eu eram safe aici, eram în spate, gen. A, ah, lol, vedeam că vine după tine. Solo! S-a auzit de la cineva ecou, gen. Da, i-am făcut asta nu din altă cauză. 101, asta are 88, dar... Are cam multe kill-uri. Bine că nu și-a făcut meci, ai. Da, se duce Caterina, da. Da, văd, văd, văd. Te puteți să cam cât timp mai faci live? Până la 9 jumate, bro, cam așa. Eu zic să pregătești sonor de bip, nu e mă cazul, stai, deci pot, și pot și eu să mă controlez. Da, e ranked, Mari. Am rank, suntem la gold 3 pe acolo, gen. Eu sunt gold 3, Hyman e silver 4 și nu știu exact ce sunt băieții. Platina, ia auzi. Este cam și ăsta. Da, mie și sunt platina, da. Auzi. Mamă, 2 sunt platina, ești nebun și restul gold. Da, nu e cine știe ce e platina. De la Diamond în sus se vede diferența. Vreau să fac break-ul ăsta, dar nu multa. Adică platina am ajuns și eu și sunt mort. Nu pot să cred că nu a prins-o, mă, frate. Ai luat-o. Nu pot să cred. Păi până când, mă, Catarina asta? Aia zic. Îl bag și pe ăsta. Poți să cred. Alo, sunt eu și sunt foarte calm. Bă, cred că când o să pierd o să-l vedeți doar pe ăsta, mâncați-a jucurat. Îl pun pe aici să stea. Mă mai vedeți pe mine. A plecat aici. Pun și să vorbească pe ăsta. Uite, îl pun așa să vă ia în brață, știți ce zic? Să-mi fac asta. Ia uite, mai e unul. Ce Ranger. Am învățat de la cei mai buni, stresule. Îl știu pe Ketaminul, dar nu-l cunosc personal. Bă, dar ce faci ăsta?
Da, o cam rupe acum. Stau așa cu moțul puțin ieșit, că e mereu la limită. Eh. Dar bine că... Ce Heraldul ăsta? Mamă, ce-am crezut că ești teco. Deci mi-a stat inima loc. Ăla e cu-i boss-side. Ok, perfect. Cred că pe mid îl pun, dacă nu-i de data la jos. Hai. Bravo. Aoleu, nu! Fua, bravo! Nu, nu poți să are rău. Ai ulta lui. A, nu știi ulta? Lui Echo? Aia face, nu? Gen, își dă... Se duce înapoi în timp, practic. Își dă HP și se duce înapoi unde era acum nu știu câte secunde. Bravo, Jin. Dar nu știu ce să fac, mâncați aici cu rea ta. Dacă intru, mă bași și fă-mi niște. Posta, mă. Mamă. Nu pot să cred, băi, nu pot să cred. Mori, măi, odată. Nore. Ce alt? Ești cer scuze, dar eu sunt prost. Olo, doamne. Nu mă enervez, mă, viața mea, dar nici nu mă distrez. Ba da, mă, e challenging așa, nu e, mă, pe ăsta îl știam, deci ăsta o să fie, deci al doilea meci o să fie win, uite, o să vedeți. 4-4 notele de la școală, fără și vezi că iese media de 6, adică... Sau este de 5? Uf, și aici pe 3 iese 5. Dai tu bani viața aia! Vezi că eu... Bă, dar chiar bă, nu știu ce cadou să iau, ce simt ai, frate. Băi, am farm ok, frate. De durile nu prea le am. Doar Ivan are mai mult. Ce fac acum? Hmm? Vezi că se duc ăștia la dragon. Hai să-l fur. A luat. Ede, bun. Și acum încerc să vin. Mamă, și-a dat în ulta mea ulta. Bun. Au vrut cu orice preț. Are o grămadă de machiaje, mă, nu știu dacă are sens. E bun cadou, dar ce se chiar are o grămadă.
Auzi de Metin 2, m-am jucat o grămadă de Metin 2. Eram clasa 8, ți-mi minte, mamă, ți-mi minte și acum ziua în care trebuia, aveam 3 teste în aceeași zi, mâncați-aș gura ta și eu voiam doar să mă joc Metin și era un tovarăș de-al meu de servici și m-a sunat și mi-a zis, băi, stai acasă că nu se face școală, eram perioada aia cu zăpezile alea mari de tot. Mamă, și când am auzit, culmea fericirii, ești nebun la cap. Wow. Tu ești cadou perfect, ești tu prea dulce viața aia. 24 trandafiri albi. Da, mă, mă gândesc. Ei nu prea îi plac florile așa mult. E câștigat mea și e cata moartă? Ce mă, cata aia de cel mai rău? Bine, adevărul că teamfight-ul trecut i-am scos pe Jin și pe... Hai că i-am scos pe Jin, eu nici nu știu contra cine mă joc, mâncați și curat. Pe cine am scos, mă? Pe Zeri și pe Karma, gen. Și adevărul că Riven cu Katarina au făcut cam tot. Cât să mai bat? Cât să mai bat? Haide, Jin. Oliu, Jin, haide. Bravo. A rămas doar Blitz. Fuck. Oh, fuck. Un hit. O duci în cea mai apropiată padure, o lasi acolo și o aștepti să vină acasă. Pana vine acasă, pune trandafiri în cadasi pe jos, lumanari, o tablă, o uija și eventual când intra pe USA o si speri. Și din aia zic, cumpără eu insule, eventual mai multe. Nu știu cine mă vezi, viața mea, Bilzerian? Nu știu cine mă vezi. Oricum, mulțumesc de sfat, dar nu o să-l ascult, îmi pare rău viața. Dacă vrei, faci tu așa, iubitei tale. Dar nu știu dacă mai rămâi cu ea după acest Sfânt Valentin. Ce înseamnă, mă, 24 de trandafiri? Vițe, poate, mă, cineva să dea Google să-mi zică. Că nu pot, după aia dau alt tab, nu mai vedeți match-ul ăsta. Băi, cred că dacă mai fac un item o să-i bat singur. Îl pec aici. Doamne, incredibil. Cum n-am murit, mă? Poți lua o husă personalizată. Păi a primit. A primit, are deja. O să mă gândesc, Soul point. Da. Na, e incredibil, eu efectiv mor instant în Katarina aia.
se poate. Să vină și ăsta. Să-i batem, dar nu m-am bătut niciodată cu Cookie Boy, gen. Mă bat mai singur. Îți deștept rău de tot. Mamă, uite-o pe asta m-am mâncat, ți-a și curat. Unde știe, mă? Doamne. Haide, mă, haide, mă. Bă, dar cât, cum rezistă aia atât, mă, că m-a terminat, ești nebun la cap, m-a zăpăcit. Da, ai văzut că dacă n-aveam ăsta Brandel de pe mine, nu cam răpat. Da, frate. Te-ai mult pe mine și luat de mici de la aia. Trebuie să-mi fac death dance neapărat, mai trebuie... 50 gold. De like-uri, vă mulțumesc din suflet, frate. Am uitat să-mi iau item-ul, sunt niște vreo de. Stai, mă, viața aia liniștit. Jucăm de fan, frate, nu să câștigăm. Zise Teo, care-i plin de nervi. Că pierde, dar n-are nimic. Nu, glumesc, chiar n-am nerv, frate. Că mi-am revenit. Da. Avem și alea de bounty, ar trebui să luăm obiective. Am făcut și ăsta. Nu cred că fac baronul, dar nu fac. Putem să-l facem noi oare? Ar fi un call bun? Hai repede. Nu e Jin cu noi. Dar vezi că dacă lângă tine n-o să mor așa ușor, că-ți dau shield imens. Ok. Nu, mai bine dai pe Jin ăla? Bă, nu, că pot să dau pe toți. Dacă a, ok, perfect. Dau shield la toți. Da. Am dat și shield-ul. Mamă, ce nu sufăr când dă toată lumea chestii pe mine. Ghost-uri, ignite-uri. Leșuri. Da, Jin, mă, era Jin, nicio treabă n-are. A făcut, mă, ce a putut, n-avea ce să facă. A, dar asta e catedra de la... Your inhibitor is respawning soon.
Eu i-am dat mult, mă, așa trebuie să faceți și voi, mai ales când vă suferă, ești nebun. Nu joc, bro, cu camera loc, nu-mi place mie, mi-e place să văd tot ce se întâmplă în jurul meu, nu să mă văd doar pe mine, știi? Gen, uite, eu dacă mă joc cu camera loc, nu pot să mă uit să văd ce fac, să văd ce fac ăștia, gen, în fața mea, înțelegi? Uite, mă. A, e bine că am nimerit. Uite-te și tu cât, ce damage mic îi dau. E plină de armură. Efectiv mă trolează, frate, mă trolează, frate. E o perou de tot build-ul ăla. Credea, gargoliul ăla nu ține până în sfârșit. Da o chestie, vă rog, nu mai intrați fără mine. Încercăm. Bine, ce-i drept să rezistați amut decât mine. Mai bine mă duceam brom în situația asta. Bun. Ăștia sunt slab, Katarina aia. Atât. Nici Katarina nu prea greu, să joace. Bă, poate nu știe să joace, dar build-ul o ajută mult de tot. Păi cam da. Deci da, e tango. Nu joacă deloc ok. Opa. Nu joacă deloc ok. Și ăștia nu joacă fără ea, vezi? Ai treaba că ea intră prima. Și moare la un moment dat, chiar dacă... Da, dar până moare, murim și noi cu ea. Păi ne tragem jos, că ăla e scopul. Exact, exact, dacă apăsați space și nu e permanent, gen. Eu asta fac, dar... Nu mereu, nu-mi place să se miște camera cu campionul. Nu știu ce să mai fac, mă, îmi fac Guardian Angel? With Sen. Cred că îmi fac Tormail, că mă enervează roaia. Nu-mi fac Tormail, sunt terminat. Hai că mi-au asta. Are 400 armură. Așa, bun. Hai să facem lucruri pe mapă. Doamne, nu știu să fie așa. Uite, sunt ăștia pe mine. Dar cum are atât HP zeria aia? Trinit. Are trinci și se scalează cu pasiva ei runa, nu. Ai văzut că trezici dacă am knight vouă pe tine? Da. Eu, aaa, sunt mort aici, sunt mort aici. Nu ești, nu ești, nu ești. Te intru pe ei? Cata e mortă. Bun, bravo. Este aici, bine, bun. Seta. Ok, e bine. Nașor, putem să facem baron. Da, dar vine Katarina și ne usucă. A, de fapt da, are înviat asta. Hai să-i facem bait măcar. Îi facem bait în bușul ăsta. Hai, asta o să nu, că n-are flash, n-are flash, e bine. Stai eu primul ca să... A, vezi că vine pe mid. Vin toți. Și cred că am Yerliza dacă vine și Riven. Zim că vine, nu vine Riven. N-am luat eu băieții, știu că n-am furat. Bun. Bravo, mă. Gata, acum puteți să-l facem. Hai. Aia este cată rău, seria aia. O, le mor. Ai grijă. Să fii aici să dai smite-ul, hai, man, atât. Sunt aici, da.
Ok, perfect. Am luat bounty-ul, hai bază. Bază, cred. Am full. Mamă, ce se întâmplă în baza noastră, mâncava și cura voastră? Ăsta. Eldor ne-ar trebui, că dacă îl prinde... Păi hai, decât s-a apucă ăștia de el. Hai, repede. Vin. Sunt doar 3 aici. Bun. Bravo. Bun. Cred că e end ăsta. E end. Cate acolo în buș. Ori cata, ori karma. Aveți grijă. Bă, dau eu shield în orice caz. Dar vedeți că e posibil să vină din imagine, din spate. Tăsule, când vă horrorul ăsta păcea la tine, mă gândesc, mâncați și curat. Dacă mai ești aici. Ia să văd dacă putem. N-am râu. Bun. Mă, ce-au cărat băieții mei aici. Da, mă, da. Bravo. Vă salut pe Cocaine, venim încă o dată. Bun meci. Te pup, frate. Chiar că bun meci ăsta, da. Te face să simți că e Valentine's Day. Hai, da, da. Tocmai ce scriam acum, dacă nu joci horror, mă supăr. Asta zic, Lolentin, mă, da, îți dai seama. Quickie boy, ia, frate, mi s-am dat GG. Stai, mă, frate, eu am vorbit cu Grandpa Z până acum, nu? Hai, că da, i-am nimerit. I-am crezut că am vrut cu Quickie boy. Am luat și promote, vă pup. Deci, 21-4, avem aici MVP-ul, nici nu mai discut altceva. Stai așa un pic. View show desktop icon, stați așa. Aveam și eu ceva aici. Multă baftă cu live-ul, vă te pup, frate, mersi, mersi de match, seară frumoasă. Salut, salut, mersi la fel. FBS Quickie Boy, FBS Quickie Boy. Avem aici MVP-ul. Am lăsat și eu. Am vorbit tot match. Vă pup, vă pup, pa, pa. Salut, ceau, te pup. Haideți, vețe, username-urile pe chat. Să facem o echipă puternică, iar poate ăsta îl dă un win de la nebun. Haide, că am promis echipă de fete, da? Deci avem așa, Pinkie Pie. Să dăm normale cu... Da, uite, bă, voi mă luați la mișto, mă, mâncava și cura voastră. Stai așa un pic. O aveam, aveam până donații pe aici. Și apoi pe mine Bibzuk. Așa, invite. Mai avem fete pe aici, mă? E contul fratelui meu, hai să fie show. Cred că îl facem normal game. M-auzi? Da. Bună, ce faci? Bună, bună, bine, voi? Uite ce să fac, încerc să dăm și noi. Încercăm și noi să dăm niște win-uri pe aici. Mix master, stai așa un pic. Nu știu cu ce ai scris. Ai scris Pin capa IEE pie, gen. Ia. Așa. Bun. Și cred că nu mai avem fete pe chat. Câte fete erau până să ne rișcăm LOL? Uite ce face LOL-ul ăsta aici, nebun. Ia, o Ionuț, că ți-am promis. Stai așa, de fapt am încercat și n-am mers. Nu știu ce ai făcut. Ionuț, da, să vezi să nu le super pe fete, frate. Așa.
X, PNL, X. Nu merge asta. Văcar eu, fratele meu. Deci viața mea, fii atent. Dacă ai zis văcar eu și nu cari, dar te-am pierdut. Sunt prost rău de tot. Am dat de rotiță, nu te mai găsesc. Fetele s-au dus la CSIMO pe live, este așa. Asta zice. Dacă mă mai țin minte, du-te repede la CSIMO și sperie că e live pe Insta și se machează. Yeah. Instagram.com CSIMO. Stai să dau, să dau find aici, find match. Dar eu nu am reușit să... Bună seara, domnișoară. Îmi place de Zendaya, de... Îmi place de una pe domnul meu, mersi de meci, când rămâne anum să nu uit la tine, hai la fac mai multe win-uri pe plasul. Te pup, Cristi, te pup, mersi. Mersi de meci, nu contează, mă, bro, dacă ai jucat bine, dacă ai jucat rău, ne jucăm să ne distrăm, frate. Ia uite, IBM. Ce faci, mă, nebunule? Ăsta e Bogdan. Și eu am test la mate. Îmi pare rău, succes. Oh, ce faci, bebe? Ai intrat și Leo. Mi-a zis lumea că ești... Bună seara, ești. Lev, îmi faci concurență, te țin minte. Succes, da. Repetă, înainte. Și o să fii foarte ok. La mulți ani, mulțumesc. Nu știam de ce nu mai am fete pe chat. Deci am luat acum, mi-am dat seama că nu vă arăt ce fac. Am luat paleta asta de la Too Faced. Și... Cred că facem un look bronzi așa cu un eye. Mă joc ăsta. Să vedeți cum joc ăsta, să termină tot să termină. Eu car meciul ăsta. Nu fac concurență, bebe, eu mă machiez. Și vreau să vorbesc. Bebe, te țin minte. Bine. Dar nu cred că să fac concurență totuși, că eu doar mă machiez. Nu știam de ce nu mai am pe de ce. Ia că mă duc până la ea. Vrei să închid, ți le trimit înapoi. Vrei? Bună, Chessy, la mulți ani, sper să ți împlinești. Mulțumesc din suflet. Pentru urarea asta frumoasă. Poți spune bună, Rebecca. Bună, Rebecca. Te pup. Așa, deci. Trecem mai departe. Luăm paleta asta. Și cred că o să merg cu fardul ăsta și cu ăsta. Mai auzit-o? Nu știam de ce nu mai am fete pe chat, că le căutam, că le-am promis că mă joc numai este cu fete. Este o lămă și stea seara de mare, nu știam dacă joc și nu jucam, bro. Mi se pare că nici n-am... Nici nu cred că am stat... Ce faci, te machiești? Nici nu cred că am stat pe PC, cred că doar l-am avut deschis să trimit niște chestii, știi? Uite, avem Zac Junglă, bine rău de tot. A venit Teo la mine. Ia stați așa. Eu nu mi-am pus... Eu nu mi-am pus Lolentina la transparent, frate. Deconectat. Păi și care-i parola mea de la Yahoo? Mâncați-o și vreau. Stai că facem altceva. Ia stați așa un pic. Download with transfer, facem altă chestie. Ce nu sufăr, bă, când uit parolele de la anumite conturi. Așa. Bun. Schimbăm să-l avem aici și acum luăm pe ăsta. Nu se poate, mă, nu mi-a dat. Aia, mă, nu că nu cred. Stați așa un pic. We transfer iar. Get a link. Copy. Așa cum am dat. Îl scriu de mână. Nu mi se dă copy. Ești nebun. TV. J. 8. O. K. B. Q. E. T. H.
Așa. Bun, și acum stați un pic. Loleanu la aici. Bun, și luăm și punem. Așa, și îl dăm pe ăsta aici. Gata, mă, vieține, altceva. Acum cred că se vede mai frumos el. Așa, Teo, my pen is blue. Hei, mă, viața mea, ce-mi faci, mă, mâncați aici curat? Ce-mi faci, mă, viața mea aici? Nu mai văd. Dăm așa. Perfect. Gata, mă, viețile, suntem ca noi. Așa. Păi a zis my pen is blue, gen pixul e albastru, ce zic? Să intre cineva fix când zic asta. Când apare vlog cu povești de groază. Voi, viețile mele, apare pe 21, mă, mâncați. Și nu știu de ce aveți impresia că fac Caian cum a făcut Voodoo. Dar bine, și el l-a scos înaintea mea aici, nebun la cap. Dar îl postăm, îl postăm. Deci meciul ăsta, fiți atenți, vreau să vă arăt cât de bine joc meciul ăsta. De unde? O să... Hai de blue la ei? Hai, viața mea. Dacă te simți, dacă te simți norocos, hai să o dăm cu ei. Deci fiți atenți, Bibzuc și Pinky sunt fete, da? Deci să vede, să le testăm ia pe Valentine. Să vedem. You're boring. Faci blue? Ești bun cu fizz? Nu. Știi ce zic? Băi, în viață eu zic că e bine să te dai prost, ca și dacă ești bun după aia să îi lași pe toți susprinși. Vorba aia, știți ce zic? Mai bine să fii susprins. Băi, vise, eu am plecat că îmi vine wave-ul. Vă pup. Aolo. A, eu sunt cu Diana, dar o bat pe Diana. Mamă, viețe, aveți grijă, vă rog. Stați așa. Hai să iau minioni ăștia toți. Ah, aproape. Aproape. Așa. Dacă nu e agresivă cu mine early, e super ok. Am crezut că vine cu E. Și ce și-a băgat, mă, al doilea spell? A, în W, deci suntem safe. E pu viața mea, mersi mule tot de donație. A făcut level 3 înainte. Păi ce nu sufăr când fac ăștia înaintea mea level? Îmi zice ce să mă axez, mă, viața aia, ce dulce e.
Păi eu nu înțeleg, deci când mă joc Diana contra Fizz, mereu mă bate Fizz. Când mă joc Fizz contra Diana, mereu mă bate Diana. Ce rezultă din asta? Că sunt jucător proști și să las naibă prostiile alea aici, nebun la cap. Lulentine, ce faci? Uite, încerc să nu mă faci și eu de râs pe live, dar nu prea mi-ese. Dar nu prea mi-ese deloc. Neața, viața, acum te-ai trezit, mă, Liviule. Mundul bate pe... De fapt, Gheram pe Mundul? Te-ai îndrăgostit, Teo, dar nu ajungi bine. M-am îndrăgostit de acum 2 ani și ceva luni. Dacă era ce simt mai să audă, rupeam, ești nebun. Da. N-a auzit. Ce caută... Leona Mint. Douăzeci și patru. Hai că pe farm sunt ok. Pillar, eu vă înțeleg că vreți horror, dar v-am zis că nu jucați. Data viitoare. Bă, nu-i te auzi, nu mai scrie nici. Ah, ok, mă, păi nu știam, mă, viața mea. Asta zic. Te po viața mea. Mamă, ce-am stat cu emoții. Am zis că mor și eu. Și am murit și el și nu mai joacă nimeni cu mine niciodată. Hei, bă. Nu mai am mana. Mamă, nu e bine. Mamă, nu e bine deloc, a venit asta. Bă. Am pierdut un wave. M-am întorsem deja de 35 de ore și eu mai avut seră de astea, dar nu prea sunt, bune. Nu-mi fac asta, vreau... Mamă, nu vine nimeni pe asta, mă? Zac, vină un pic aici, că îmi rupe asta tureta în 3. A, nu, gata, se retrage, gata, a fost treaba. Să se mida, aveți grijă. O să schimb ăla de la Nightbot, dar nici n-am mai știu că există Nightbot-ul, ești nebun. Te-ai certat cu IBM Family, da, suntem la cuțite, la alea. Oh, mamă, în capa și cura voastră.
Bine, Luca. Mama, dar ce-o-i fi greșit eu atunci, mă, mâncați-i și urat. Avea level mai mare mod asta? Bă, dar Leon asta trebuie să plătească chirie pe mid, mâncava și cura voastră. Deci Leon asta e mutată pe mid, mâncavaș. Deci s-a terminat, e al 15-lea gank, Leona gankează, junglerul lor e inexistent. Acum asta sparge turete pe aici, ăsta are level 6, n-are ce să-i facă zac. Stai să vezi ce-s Fadian. Sunt de nu azi de Valentine's Day m-am despărțit de gagica mea. Pe ca să nu e cadou, nu vă știu eu. Ah! Asta nu e singură. Da. Și acum bat ăsta, nu are ult. A, nu, ok. Vezi că eu n-am cu ce să vin, Zac. Luca, pardon. A, sunt fetele amândouă pe bot. Păi tu, băi Luca, n-ai și tu fetele, mă, mâncați aici cura ta niște Valentine's Day? Pă, pune-mă, Leona, aia nu știu ce face, ești nebun, dar face ea ceva, deci asta nu mai are flash. Hai, te-ai dus, pui. Păi până când, mă, Diano, zi-mi și mie, fără mișto acum, până când, că nu mai pun nici eu, nu mai poți nici tu, până când? Aoleu, mă bate ăsta, mâncava și cura voastră. Uite-o pe Leona, mâncava, deci are Duracell în picioare. De n-am stat numai în bază meciul ăsta. Mi-e rușine un pic așa. Bine că am rămas mai puțin, nici nebun. Nu mai suntem 2000 ca la început. Să mă fac după de râs, știi? La prea mulți. Bă, dar nu, cum ratez, mă, și W-urile, mă? Na, mă, na! Mamă, nu mai pot de nerf cu asta!
Ia uite-o, Patrick Oligrucea. Ce frumos nume ai, viața mea. Mamă, cât a început să-mi dea asta. Iar mă duc back, incredibil. M-au fălăi la ce țicățip. Excelent. M-au gățit, bebe. Scuze, am nervi. Carlos, viața mea, cred că te-ai dus. O bune, te-ai dus. Mamă, ce am prins ăla fără să-l vreau. A fost frică rău, am dat pe ăla. Dar fii atent cu prinde. Nu mai prinde. Aha. Și n-a murit aia! Un meci mai prostuț, aș putea spune. Sau niște meciuri mai prostuțe în această seară. Dar vă las pe voi să alegeți. Da. E luna plină, nu merge cu Lolu? Fără mișto Pinky. Niște meciuri mai proaste, a? Mă, dar ai venit să mă trolez că te alerg. 11. Mamă, în mintea aia dădeam double kill acolo și n-am bătut niciun. Așa se întâmplă mereu. Mamă, 1000 gol pe ăsta. Nu e rău. E Valentine's Day și caută și ea, mă, viața mea, unde ăla. Unde-i Trindamer? Nu e aici. Mă, ce face asta aici? Ce face Diana asta aici? Așa, da flash. Ce aproape și eu l-am bătut. Am că nu joc rău, degeaba mă luați la mișto și alea. Degeaba faceți urât pe chat că nu joc rău deloc. Sau joc rău. Hai mă, ziceți pe bune. Acum am fac și ăla și m-am mai bate nimeni. Și e nasol e că nu prea am mana pe campionul ăsta. Ziceți, fii atent,
Simona, zi la mișto Luci, Sima, că mă dau la fete pe live. A, eu aveam și ăsta, am uitat de ăsta. Bă, cum? A, sunt singurul care am... Și ăsta nu și-a dat ulti, nu? Da, n-am ce să fac. Vezi că e Diana, adechiriu și suportul. Jinx, Jin, așa că nu știam. Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Eu am kill-uri, luați-le voi. Ce fac mă aici nebun la cap? Și-au luat separeu pe top acolo. Ai grijă, Pink. Are ultim de norocirea aia. Dau ăștia, mă, mâncava și curava, să-mi trebuie ăsta. Încerc să car, dar eu scot unul, după aia trebuie să fug un pic, știi? Mi-am luat acum Azonia. Da, știu, știu, știu ce fac, știu ce fac spellurile. A, dacă, doar dacă stă lângă tine? Da, mă, nu știu care-i faza cu ăștia. Ah! N-ai cum să scapi. Așa. Mamă, și ăsta are mare ulti. Ce le-am făcut la ăștia? Probabil s-a încheiat aia azi, Andrei. B-
Bă, ce mi-a făcut asta mie acum, dar nu scapă. N-are cum să scape. N-are cum să scape. Încerca să... De fapt, n-avem. Trebuie să facem contest la ăsta. Da. Am stat eu cam mult la farm. Putem să ne băgăm pe ei. Pe ăla l-așteptam. A venit și asta. Așa. Bun. N-am făcut Sabine acolo, n-am făcut Sabine acolo. L-am lăsat pe Jin. Deci fată 19. Îmi trebuie asta. Am avut 6 de... Nu cred. Bă, mie pe studio mi-apare cu 999 gen. Da, m-am avut 620.000. Băi, vă mulțumesc din suflet, frate. Apreciez maxim. Doamne. Nu, încă nu realizez, am zis și ieri, ești nebun. Nu pot să-mi dau seama cum și ce se întâmplă la canal. O mulțumesc mult, atât pot să zic. Hai că vin acum. 4. Bă, dar tu Fizz ai canal de YouTube? Bă, ăsta mă ia la mișto, mă? Viața mea nu după chat te-am luat, mă, dă, tu de unde ai apărut? Bă, ăsta e impostor, mă? Ăsta mă întreabă dacă fac live, dacă am canal de YouTube? Pentru asta dai un subscribe și tu. Na, mă, ca să vedeți. Am dat bine. Mamă, ce-i fac Ludian asta, doamnelor și domnilor. De câte ori să mai zi, mă, puilor și eu, că nu-și mă joc horror în seara asta? Am repetat de 15 ori. Cred că mi se uscă gura ca la televizor dacă mai zic de 15, dacă mai zic de 2 ori. Am pierdut și meciul ăsta, n-am ce să fac. Îmi vine flash-ul într-un. Asta este. GG Kids, auzi-l pe arfistul ăsta. Mamă, ce nu sufăr arfele astea pe jocul ăsta, mâncava și cura voastră, nu le sufăr. Cine e MVP-ul, mă, viețile mele aici? Ăsta e, Zach, ăsta e impostor, nici nu-l iau în calcul. Mă întreabă ce canal de YouTube am, ești nebun la cap, nu există. Bine, are 0.11.
Dăm unul la, aș da unul la fete meciul ăsta. Dar cui? Da lui Bibzuk. Bibzuk. Stai așa un pic. Bibzuk, așa mă? Bibzuk, așa. Vrei să ne facem și un custom, mă? Sau hai că mă jucăm un normal game și după aia eventual. De fapt, nu. Hai acum custom. Create custom. Password nu punem. Stai. Dăm așa. Ziceți-mi da, stai că intrăm mai mulți acum, ca să intrați cât mai mulți. Darius Orange King. Haide. Send. Haide, username Baracoza. Asta zic. Haide. Invite. De unde au intrat oamenii ăștia, mă, mâncați și curată. Stai așa un pic să pun parolă. Stai. Gata, perfect. Deci am zis așa, Baracoza, Darius Orange King. Twist câtă măsă. Așa. Veteranul KJ. Așa. Ioan Ștefan. Bogdan Vodă. Așa. Tupli. Dead Shot K1. Bam. Nu știu dacă am scris bine. All Stars Vortex. Ne mai trebuie încă unul. Mamă, stai că ăsta e greu, îi dau copy-paste. Stai așa. De fapt. Dumași. Băi, Ștefane, nu știu ce-mi dai mă tu aici. Am dat și cu copy-paste, să nu zici că... Gata, mă. Vă pup. Sunt rang micuț, dar nu joc de el. Stați, mă, liniștiți, mă, frate. Oricum ar fi, băgăm aici, Caterinca. Să schimb blind pick. De fapt, nici nu mai am cum să-l schimb cu draft cu alea. Lăsăm așa blind pick. Ești frumos, Teo. Tu ești frumos, vătă-mă. Hai să-i dăm direct play. Hai să vedem. Viețile mele versus viețile mele. Ce mă joc? Merg eu top. Vreau să încercăm un campion. Ori Fiora aș încerca. Vreau să învăț ori Fiora. Nu, Fiora mă joc. Și mi-au Flash Ignite să fiu de la năstrușnii sau să-mi iau TP? Mi-au direct Flash Ignite. Hai, suntem viețile mele versus viețile mele. Cine câștigă? Nu știu. Acum luăm MVP din echipa mea în afară de mine și MVP din echipa lor. Și pe aia eventual, dacă mai avem puțin timp, mai jucăm un Aram sau ceva. Câștigăm viața mea, că joc eu bine rău. Mamă. Oricum jucăm de fan, bătă-mă. Îi spargem la bucut. Hai că forță. Te iubesc mult rău, ești inima. Te pumă, puiule.
Stați așa că am rămas cu chat-ul în urmă. Așa, gata. Așa arată bine, îl întinde cu pat, îmi place. Da, mă, l-am luat eu direct de pe WhatsApp ca prostul și l-am luat cu tot cu alb liviule, știi? Și după aia mi l-a trimis pe mail. Mă rog, am rezolvat. Asta e tot ce contează. Vezi că îți dăusem invite liviule, dar n-ai fost pe fază. Eu ce să mai fac? Eu ce să mai fac, atât zi-mi. Aici zic că refuză să creadă că te dai la fete. Vezi, mă, asta e, nu prea merge cu crederea asta de relații lungă, nu prea. Bianca, îmi dai și mie numărul tău de telefon? Mai râdem și noi. Cât să fim triști o viață întreagă, mai râdem și noi. Băi, eu am uitat, Doamne, am uitat să închei sondajul de în primul meci, voi vă dați seama, voi realizați? Ce terminat sunt, mă, mâncați aia și curata. Incredibil. Vezi aia, ce-s cu pozele alea din colț stânga? Care, mă? Mă joc și eu, rup normal, numărul 1, sunt la anul, mă bag la Jaxi League, că-s prea bun, joc cu meci, că după plouă. Mă, bătă. Hai că i-am răspuns lui IBM. Care poze, mă? Astea gen? Astea-s de thumbnail? Sau de care zici? Mai faci custom după? Poate mai facem un custom după și-l facem aram. Și ce zic? Așa. Să vedem cât se face ceasul, că la 9:30 ar trebui să plec. Gen, știi ce zic? Cu cine sunt top? Mamă, cu Tam Kenji, mâncava și cura voastră. Vă pup. Trească ce iubiți voi de Valentine's Day. Aoleu. Au răspuns fetele pe live la ce ziua cu numărul de telefon. Hai că forță. Ce-or fi zis? Mama, m-a strigat pe mine Teo. M-a strigat pe mine Teo. Așa-mi dau numărul de telefon. Ascunde mapa că se uită pe live. Băi, dar chiar mâncați. Am pus direct ăsta aici și l-am făcut și mai mare. Să nu se vadă, fii atent, pun ăsta să nu se vadă când dau ultimățurile. Fac și ăsta, așa. Gata, mă, asta zic. Asta zic. Mamă. Sper că nu sunt de-aia de să uită pe live că e nasol. Premiile nu le primiți instant. Nu pot să cred. Am înțeles. Bă, voi vedeți ce-mi fac ăștia? Deci ăsta are level 1, mâncați-aia și curata. Level 1 are și a venit gang pe top. Mie nu vine să cred. Deci dacă a stat în boschete până acum, încep să plâng, îmi dau lacrimile, vă spun sincer. Bine, el e greșeala lui că el pierde, știți ce zic? Auzi și tu, mă. Nu avem jungle. Bă, nu și-a luat smite, mă, ăla ești nebun la cap. Hai că e bine, ce pot să zic? Hai că...
demoralizez. Păi, ia, ia uite-l, ia uite-l pe viața mea. Asta zi, mă, Ioane. Jungle fără smite. Fratele Ione câștigă, e duelul fraților pe mid, dar fratele din echipa ailaltă câștigă. Ăla era Nicu, dar a murit conexiunea la client cu After Live. Wow, îmi pare rău, mă, bro, te pup, frate, te pup. Mersi mult de doamnă. Uite-mă ce m-a nimerit. Bă, ce face ăsta, mă? Mă lasă să-l bat. Am avut lag. Ah, ok. Ai cheese viața aia? Nu sunt, mă, cine știe ce, sunt mort în cad aici, nebun. Și face asta primul. Sau hai, mă, facem cum zic ăștia. E first time, vieți ne ziceți, mă, și mie un build pe Fiora, bun? Dacă știți. Și că am început pe acum 2 ore. Nu, aveam aproape, am început aproape acum 3 ore. Am început fix, la 6 fix. Am început live-ul. Teo, mută likes că e problemă. Da, 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 sorry. Gata. Ales gute main. Viața mea, nu știu ce-mi zici mie acolo, mă, puiule. Ales gut, ales... Cred că dacă sunt bine pe germană, nu? At once. Mamă, săracu Tam. Să vină. Hai că să vină, stai că stai Ione. Mamă, ia uite-i pe ăștia. Ia-i grijă că l-ai pe Ramus în spate. Mă, dacă venea Ramos pe mine, mă băteau ăștia. Hai, mă, că ne-am strâns cei trei musafiri aici, mâncați aici curata, ia, hai. Cei trei musafiri suntem noi. A, lui ăla i-am dat, eu nu mai știam pe cine am dat râu, mâncava și cura voastră. Lee, dacă l-arunci, sunt aici.
Olo, ne bate pe toți. Bravo, bravo, bravo. Ah. Dai, dai. Ah, aproape. Aproape. Cât să fă? Am fost greedy, asta este. Trebuie să te apuci să citești o serie de LOL? Păi eu mă jucam. Aolo. Ce mai călduros la mulți ani și din partea comunității. Vă mulțumesc din suflet, vă pupă toți, frate. Mulțumesc mult de tot. Sunt full AD ăștia? Da. Vezi, nu știu dacă mai am timp să joc încă un meci după ăsta. Trebuie să merg cu Chessy la escape room, avem rezervare. Un tovarăș îmi cere idee de cadou pentru Cesima și nu știu nici eu ce să iau. Forță? E bine. Înțeleg că-s platina, mamă, avem marfe de platina. Mamă, în viața aia nu pot să farmeze deloc, mă. Prepare to die. An ally has been slain. Unde o fi Ramusul ăla, mă? O fi AFK, level 3? Bă, Ramus, dacă e AFK, mă supăr pe el. Nu e, mă. An enemy has been slain. Sharp blade, sharp mind. A, nu. Da, frate, e AFK. Îmi plâng de mil. M-a rupt. Aolo, doamne, enervat campion. Tam chin ce s-a mâncat vașcura voastră. Nu fac vlog de la escape room. Că 20 de like-uri facem și 7000. Vă mulțumesc din suflet, frate. Dar Tam era mai bun înainte, știu că i-au dat nerf acum. Mamă, dar uite-te și tu, deci îmi dă cu limba aici, eu sunt aici și îmi dă damage. Ha!
în viața mea liniștit, n-are nimic. Dar chiar nu voi vă enervați când vă ia cineva heal? Eu nu am ce treabă. Înainte mă enervam rău. Înainte la modul acum mult timp. Șapte, vă mulțumesc mult de tot. Apoi ai dat bine eu. Bă, m-am panicat. M-am panicat rău că nu știam ce să fac un rap și nu mai știam ce să fac un cavașcura voastră. Aoleu, doamne. De unde ai vreo brusele astea, bro? Le-am primit cadou acum mult timp din Turcia, gen. Sunt din aur și sunt făcute în așa fel încât să sclipocească un pic, sunt, știți ce zic? Nu știu dacă știți ce zic. Au mult zims de aia pe bile, știi ce zic? Hai că am mai zoată, știi ce zic? Știu să vorbesc în seara asta, am un vocabular foarte bogat. Tu cum a fost la Nansea cu Răzvan și Dani? Foarte ok, dar am avut puține emoții la început, dar ești ok. N-am zis nicio prostie. De fapt am zis că am fost complexat toată viața aia de sfârcuri mari. Dar asta este, mai zici prostii la televizor, dar nu e nicio rușine. Cam dă-i o neola. Oh, ăsta nu mai are turretă, bă. Pe stânga am tatuaj, bro. Haide, băi! M-a salvat un pic, Haide, haide. Perfect, m-a salvat, am Kenji acolo un pic. Da, mă, Lee. Hai că Ramus e rupt în gură. Meciul ăsta. Bă, dar n-am murit Senna, nu? Aba, da. Eu l-am bătut, mă? Dar eu aveam Ignite, mă, frate. Am uitat. Ia. Mai veniți, mă, mâncava-aș gura voastră! Eu v-am dat invite tot pe mine, mă omorâți, a? Las că vă țin eu minte. Nu mai există MVP la voi. Te cred, mă. Ione e MVP, deja îl simt. Și la noi, mamă, vezi că joacă mulți bine. Abuz de putere. Hai că... Nici n-are România 100 de milioane, ești nebun, auzi? Ia că am venit. Mamă, are level 13 Ione ăsta, ești nebun la cap, nici bate cap pe copiii lui.
Dar de ce nu ești Camaram? Aproape mă mâncați și... Păi vezi mă diamantule, știu și eu, știu și eu. Plictisitor nu e dacă joci un meci două așa, dar dacă joci 5-6, știi ce zic? Să-mi pune și tu niște muzică pe fundal. Bă, dar chiar bă mâncava și cura voastră. Stai așa că... Uite așa... Gata mă, asta zic. Todera went back, then I flip it in double. Oh my... Știam eu că lipsea ceva, dar nu știam ce. Aolo, ne bate Ion ăsta. Bă, eu sunt ăsta! Bă, mie nu vine să cred că Ramos câștigă meciul ăsta. Dar uite ce, uite ce face Ion. Trebuie pe viața mea, deadshot. Cine m-a pus mă să-i dau invite? Cine m-a pus mă în cava și cura voastră? Stacking money like 265. Mai vine alu Teo. Ai că nu mai vine a mea aici, nebun, eu am 4-5. A, da. Uite, vine alu Yasue. Cine te-a pus să-i dea invite lui Ione Teo? Păi am vrut și eu să fiu băiat bun. Aveți playlist-ul în descriere de la piese. Grijă la Ion ăla. A venit. Mamă, mânca bașa cura. Triple kill. Ace.
Deci ne bate singur, mă. Ba ba bam pa pam pa ba 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 pa pa pam pra ba 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 ba. Da, mă, trebuie anti-healare, două de alea de life steal acum am văzut. Da, aolo, aolo, aolo. Da, mă, pui-l un pic. Cine-i Liviu? A, gen, să zic eu cine e Liviu. Credeam că să zic cine e Liviu și nu știam cine e Liviu. Da, pe bune, cine e Liviu? Pam pam pra ba 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 ba. Ia vezi, mă, că și-a revenit și Ramos. Că tu ești ținta lor, Yasu. Băteți-l pe... Na, nu, n-ai cum. Nu știu cum ar trebui să jucăm, nu știu ce trebuie să facem. Accept acest plus. Ah, a venit tata. Are retornail, nu? Excelent. Dau Luca aici sau s-a ținut bine. Stai așa. Aoleu, pe ce am intrat, mâncat bașcura voastră?
Excelent. Pe ăsta trebuia să intru. Deci avem așa. L-avem pe PK Bogdan Vodă și îl mai avem pe Deadshot K1, care ne-a distrus mâncavași, cura voastră, ne-a omorât. N-am mai știut ce înseamnă ăla, lol. Aștept bani în privat. O să primiți campionul Renata, bro, când apare. De la cei de la Riot. Dă-te, bă, lasă-ne, ne-a distrus, măi, ești nebun la cap. Ne-a rupt în gură. Ia stați-mă așa un pic. Ai întârziat viața aia și 20? N-am întârziat, mă. Acum sunt într-o bătărie dacă să mai joc unul sau nu. Hai să dăm repede un aram custom. Dacă e să fiu în întârziere, fidez. Blind pick, repede username-uri, repede, 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 rău de tot. Username-uri. Cheat 88. Haide. Stai așa. Luleanu. Haide, repede. Wildland, așa. Invite, haideți. Am dat chic la 2-3 tovarăși. Hai că forță numele ăsta. Justi78. Bă, mă luați la mișto, mă, cu username-urile astea, să știu. Dar da și accept după ce vă dau. Așa, Zac Sing 3590. Sau King, mă. Mai trebuie să intre Sasaki 1. Așa. Încă unul, Manigu. Haideți. Hai, mă, senpai, că ți-am dat, ești nebun, tu spamezi chat-ul în loc să dai accept. Bă, nu vă înțeleg. Stai, mă, nu dăm la aceiași puilor. Mamă, ce nume greu și l-am scris din prima corect. Faraonul manevră, ăsta-i viața mea. Haide. Mamă, și e și blind pick, am pus blind pick aram. Aaaa, păi e forță. Ce mă joc? Ce ne suferi rău de tot la aram, Lux? E aram. Sau e Summoner's Rift? Bă, e Summoners, dacă e Summoners mergem all mid, viețile mele, că am vrut să dau aram, dar spros rău de tot, nu am nimerit alea, nu nimic, hai că forță. Sunt forță rău pe custom games, ne jucăm all mid viețile mele. Bă, sper că știu și viețile mele că ne jucăm all mid. N-avem o jungler.
măi, 9 și 20. Băi, ne jucăm și noi prima turetă, viețile mele. Prima turetă. Așa, 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 m-au ascultat. E ok, n-avem junglă, deci jucăm all mid. Asta zic. Eu vezi că oamenii cred că ești chestii. Adică, nu înțeleg. Adică, Delia, explică-mi și mie. Salvez live-ul, o să fie public, puilor, dar oricum toate live-urile rămân în playlist acolo. Oare când o să, când o să înțelege și nu o să mai trească să mă repet? Nu, așa, vreau direct Dorans. Așa, bum, 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 bum. Che, tu ești cel mai frumos. Ioana, te iubesc să mor eu. L-am prins. Haideți, 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 haideți. Viețile mele, ce faceți? Bă, ce-mi fac ăștia? Mă iau la mișto. Nu se poate, plâng, plâng, mâncavași cura voastră. Plâng rău de tot. Plâng cu lacrimi, la modul ăla. Fără recall m-am dus. Nu am dat recall. Hai că n-am dat dacă e. De acum fără recall. Dar eu prost că am uitat. Gata, mă, hai. Cine mai e ca noi mâncavași gura voastră să se joacă aram pe Summoner's Rift? Nimeni niciodată. Și că sunt în 2014. Da, să vedeți cât de greu facem level. Olo. Hai că stăm toți la level 1 tot meciul, mâncavași gura voastră. Și pe ăștia, bă, fără junglă! Fără junglă! Mamă, ne distrug ăștia, dar de ce ne bat așa rău? De ce-mi face faraonul manevră? Prost eu că i-am dat invite. Mamă, dar... Băi, eu sunt singurul range de aici, de ce și-au luat? Băi, deci le-am zis la viețile mele că ne jucăm aram. Și viețile mele și-au luat Yasuo, Master Z. Păi viețile mele o să câștigăm, știți când? Anul viitor. Cine face revolu de câștigă? Trebuie și mie level 2. Here.
bă, dar bun sunt. Ah! Aproape. Mamă, 5-3, pierdem și meciul ăsta, mă. Ce mai au la mișto și îmi vine să le zic vreo două, dar nu le zic că na. Deci noi las de male. Sâmbătă la 15 live, da. Da, 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 da. Și încerc mâine sau pomine să postez războiul prank-urilor. Dar nu se poate numai pe lângă ei, dau mă. Mă, uite ce ne fac, mâncava și cura voastră, ne țin. Bravo. S-a întors Barosanu. Bă, dar câtă mana are karma asta, mâncava și cura voastră, dă numai Q-uri și are 3 sferturi de mana. Ce-mi fac, mă? Mă strigi? Mă strigi? Ce e? Da! Termin în 8 minute! Același de voi. Se face prea greu pe ăsta, mă, nu iei schema. Ia. Incredibil. Nu mai avem nicio șansă, trebuie să dăm mare fufu. Așa. Hai că dau trău, dau trău, dau trău.
Dar stai că nu mai am cu ce să dau. Eu te-aș ajuta, dar n-am cu ce. Stai așa. Q2, 1. Mamă, e incredibil, mă. Uite ce-mi face. Nu mai e gata. E gata. Aolo, Doamne Dumnezeule. Asta a fost pentru tine, Ioana. Băi, Ioana, aici făceat, mă. Doamne, dar toți dau mamă în cava și gura voastră de la distanță. Știi, ai mei sunt în comă. Nu se poate. Mai bun, mă, n-am ce să zic. Aproape. Da, mă, da. Ia vezi, mă, că ne-am revenit. Asta zi, mă, viețile mele. Mă. Asta este, a plecat fufu. Ba da, merge, merge. Mă duc cu Cesima, dar stai să... Ia. Un minut jumate terminăm. Viețile mele o să dăm. Incredibil, sunt prost rău de tot. Sunt prost rău de tot. M-am convins și de jocul ăsta. De fapt, de mine pe jocul ăsta. Am făcut level 6 abia acum. Mă. Ia vezi mâncat. Mă, cum dă ăla atât damage?
Ah. Dă masteriul ăla rău, ești nebun. Deci la noi masterii și aici a... Karma a rupt. Vă pup. Ce, iubire? Acum sunt gata eu. Trebuie să facem un print screen aici. Să-l avem. Și trecem după aia. Dăm aici așa, perfect. Așa, vieține, stai așa să opresc și muzica. Vieține, vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine în seara asta. Sper că v-a plăcut Lolentinul nostru, gen evenimentul nostru de Valentine's Day. Mulțumesc din suflet Riot Games că a fost posibil lucrul ăsta. Și noi ne vedem, deci zilele următoare o să postez Războiul Prank-urilor. Încerc să mai filmez ceva. O să vezi și cu ziua Cesimei, gen. Și sâmbătă o să facem live cu Cesima. Să țineți minte astea. Vă las cu un raid. Ce-am făcut, mă, mâncați aici? La ce-am dat copii? Stați, mă, că sunt prost rău de tot. Bă, nu înțeleg de ce nu îmi merge să dau copy-paste. Ia, stați așa. Deci, cât rlc, așa, și aici, nu merge, mă. Stai așa, Twitch. Stai să facem aici. Vreau să facem și noi un raid, frate. Mai e cineva care are și el, uite, Lolentin, iubire pe Rift, gen... Sunt Creative Monkeys live pe Twitch, vă las la ei acolo dacă vreți să le facem și noi un raid pe Twitch acolo. Au și ei același eveniment ca noi, aș aprecia foarte mult dacă ați merge până acolo, să ziceți un salut sau ceva, o seară frumoasă, ceva. Vă pup, vă urez o seară minunată, mă grăbesc un pic că o să întârzi acolo, mâncava și gura voastră și sper să nu pierd rezervarea. Vă pup, vieții mele, pa, pa, seară frumoasă, vă pup. Unde e ăsta al